Salutare lume, un nou episod al podcastului tocmai a început. Înainte de toate, aș dori să vă transmit că suntem extrem de recunoscători pentru că ne urmăriți săptămână de săptămână. Sperăm că acest podcast se îmbunătățește de la episod la episod, se ridică la nivelul așteptărilor voastre, dar cel mai important este că ajunge la urechile cât ori mai mulți. Ajută comunitatea să crească, asta e cel mai important. O să vedeți cu timpul că anumite episoade sunt oarecum pentru începători, altele sunt mai tehnice pentru atleți, pentru persoanele care fac jiu-jitsu de mai mult timp. Spre deosebire, cel de astăzi o să fie oarecum mai mult pentru începători, pentru oamenii care au început de 2-3 luni jiu-jitsu, să-și găsească poate un echipament, poate niște idei. Cu siguranță o să ajute și oamenii mai vechi, avem nevoie de informații. O să vă rugăm respectuos să ne ajutați să dați un share, să distribuiți acest live. Ideea e să ajungă informația cât mai departe. În episodul de astăzi vom vorbi despre echipamente, dar nu numai. De exemplu, de unde ne putem cumpăra un kimono, de ce kimonoile în general diferă de la brand la brand, de ce poate un kimono pe care îl găsim la Decathlon, nu de mult au intrat cei pe piață, pe partea asta, găsim super ieftin și unul la, nu știu, un brand de top, Shoyorul, de exemplu, îl găsim la 250 de lire. De ce poate un rash guard, diferă materialul la un rash guard, de ce e mai important să luăm, de exemplu, de la tatami, care e diferența între un rash guard de la tatami și un tricou de compresie pe care îl găsim pe alte site-uri, sau diferența între un rash guard și un tricou obișnuit. Și multe altele, avându-l invitat pe Cristi Mastacan, este unul dintre fondatorii BJJ Mall, este centură maro în jiu-jitsu brazilian, vine direct din headquarter-ul, cum am zis eu, al Absoluto România. Îl vom avea peste câteva momente alături de noi. Până atunci, cu speranța că am oferit suficient timp lui Marius pentru a se organiza cu distribuirile și cu rugămintea de a-mi oferi la rândul lui momente de a fi și eu un pic mai vocal, vreau să-i ofer cuvântul. Gata, mi-ai oferit cuvântul? Da. Mulțumesc mult de tot, Roland, și o să-ți preiau cuvintele pentru și să mulțumesc și eu de asemenea vouă, celor care ne urmăriți vineri de vineri, pentru că ne dați motivația să mergem de la un episod la altul. E o mare onoare și distracție în același timp pentru noi că suntem prezenți cu atât de mulți oameni din jiu-jitsu. Sunt atât de mulți oameni din jiu-jitsu pe care îi respect, pe care îi cunosc și pe care îi iubesc, aș putea spune. Mi-aduc de fiecare dată aminte de sala de antrenament, de competiții și așa mai departe. Sunt foarte multe amintiri frumoase care mă leagă de colegii mei de la Absoluto și nu numai, și de la celelalte cluburi. Și ne bucură foarte mult că sunteți cu noi un număr așa de mare în fiecare vineri. Da, astăzi o să vorbim despre echipamente și pentru că eu și Roland facem jiu-jitsu de cât timp faci jiu-jitsu, Roland? Știu că mai 7-8 ani. De 7-8 ani, Roland, iar eu de aproape 11 ani. Am tot trecut prin tot felul de echipamente. Am cumpărat tot felul de ghiuri, tot felul de rash guard-uri, tot felul de pantaloni, tot felul de, știu și eu, tot felul de echipamente. Și unele sunt mai bune, altele sunt mai proaste. Cred că prima țeapă, să zic așa, pe care ne-am luat-o, Roland, a fost similară cu kimonoul de judo pe care l-am luat.
Numai că în cazul meu kimonoul chiar a rezistat, deși arăta pus pe mine ca și cum ar fi fost pus pe gard, pentru că na, era vorba de un alt sport. Și tot așa, o să vedem, Cristi o să ne destăinuie din tainele întreținerii echipamentelor de BJJ, o să ne spune cum, o să ne povestească cum putem să scoatem negreala din kimonourile albe, indiferent pe unde am făcut sparing cu ele. Mirosul acela de rash guard-uri lipicioase uitate în geanta de echipament 2-3 zile. Ne va povesti despre materiale, despre hainele tipice, despre hainele de stradă pe care noi cei care iubim BJJ-ul le purtăm și multe, multe alte chestii. Abia așteptăm să-l avem ca invitat. Ne este foarte dor de el pentru că nu l-am mai văzut de câteva luni bune pe Saltea, mă refer. Eu m-am mai întâlnit cu Cristi, pe Saltea mai puțin. Da. Probabil vă amintiți și eu, la fel ca și Marius, mi-am luat prima țeapă cu un kimono de judo. Am povestit asta, dar o repet pe scurt. Am făcut judo în copilărie și m-a atras ideea de purtare de kimono și similaritățile cu judo. Când am văzut prima dată un antrenament de BJJ și am zis că vreau să fac asta. Și repede m-am dus, am făcut o greșeală pe care o fac, cred că, foarte mulți începători. Vedeți, și pentru asta e fain, nu știu, crearea contentului ăsta, că ajută oamenii și poate un om se uită la podcastul ăsta înainte să facă greșeala noastră. Sau sunt oameni care nu pun întrebări neapărat, încearcă să facă try and error. Să-și găsească răspunsurile singuri. Și ca și ei, și eu am greșit, în sensul că m-am orientat pe internet repede să-mi cumpăr. Eu credeam, n-aveam nicio certitudine, dar eu credeam că un kimono de judo este potrivit pentru jiu-jitsu. M-am dus repede pe internet, am căutat kimono. Un tip scria că este bun și pentru jiu-jitsu. Nu mi-a dat nicio certitudine că așa scria, făcea reclamă. Am cumpărat, pe lângă faptul că s-a rupt în 2 săptămâni, datorită faptului că n-avea întăritura asta care au cele de jiu-jitsu pentru lapel și era o perioadă când se folosea gripul pe partea de jos a kimonoului, a bluzei. Mi s-a rupt, repet, în 2 săptămâni și am mai fost nevoit să mai scot o dată bani din buzunar, să caut. Atunci am făcut ce trebuia, am pus întrebări, m-am dus la antrenor, ce kimono, am văzut că el are tatami și primul meu kimono, adică al doilea kimono, a fost tatami. Trecând cu vederea faptul că era super mare, era tipic judo style, judo style-ul vechi, pantaloni super largi, bluză largă la mâneci și dintr-un material care după încălzire, probabil după 20 de minute când se imbiba cu transpirație, era ca un fel de, nu știu, man, ca un fel de costum de cav, nu știu, așa îmi imaginez, o chestie super grea și stiff așa. Ulterior am văzut ca o haină de blană. Cum? Ca o haină de blană pe tine. Exact. Transpirația, târna, dacă erai obosit, efectiv te cocoșa. Ții minte că pur și simplu stăteam cocoșat de la... Îți dai seama, eram și la început, numai nu aveam forța pe care o am acum. Da, după ce mi-am luat kimono de jiu-jitsu, am văzut că e alt material, e mult mai fit, așa arată. Știu că m-am gândit la în timp ce scriam pentru emisiune, pentru live, și ziceam că e diferența ca și cum ți-ai face un costum la comandă față de un costum anii 2000 când te trimitea bunica la biserică. Exact. Costum de ăla care stă așa până la degete. Cam așa era diferența. Cred că orice... Și cel mai gros kimono de jiu-jitsu e mai
într-un material mai moale și mai ușor decât kimono-ul ăla de judo pe care l-am luat eu atunci. Da. Deci, ăla, dacă ai o priză mai serioasă și ai prize puternice și celălalt încearcă să-ți rupă priza, îți dă de mici la degete, îți dă unghiile peste cap, îți hârjonește. Dacă el are kimono tare? Dacă are kimono de judo și tu ai pus priză în guler, în rever și face o rupere din asta de priză puternică, cusătura aia e atât de aspră încât îți cojește pielea și e posibil să-ți dea și unghiile peste cap. Dacă ai o priză tare și nu vrei să-i dai drumul, e momentul când ți-a rupt-o, s-a cam terminat cu degetele tale pe moment. Uite ce zice Cristi. Avem o discuție aici cu Cristi pe un private chat înainte să apară și el live. El cumva e live de dinainte de a fi live. Și zice că e diferență mare de la 900 grame pe metru pătrat la 550 grame la estilo. Vezi? Ziceam ceva mai devreme de grame pe metru pătrat. Da, de bumbac, de calitatea bumbacului. Vreau să fac o paranteză și există și extrema elaltă și am văzut-o deseori în sală, cu kimonouri prea subțire tip karate. Astea, le puteți găsi. Într-adevăr, sunt ceva mai ieftine, dar și kimonourile de judo cred că sunt undeva pe la 200 de lei sau cel mai ieftin kimono de judo. Sunt un pic mai scumpe kimonourile de judo, cele mai scumpe sunt de jiu-jitsu, ok. Cele de judo sunt un pic mai scumpe decât cele de karate pentru că e cusătura bluzei, de așa natură. E bine, cele de karate, în schimb, sunt și mai nepotrivite pentru jiu-jitsu decât cele de judo, pentru că materialul este ca cel de la pantaloni, adică e pur și simplu o stofă. Reverul nu este suficient de dur, iar în cazul aplicării unei strangulări, de exemplu, materialul devine foarte tăios și se pune presiune destul de multă pe piele. Ok, nu zic neapărat că strangularea funcționează pentru că e o porțiune foarte subțire care apasă pe gât, mai degrabă taie pielea decât să blocheze arterele. Asta 1, 2, se rup mai repede, 3, nu le consider atât de sigure pentru practicanți pentru că dacă kimonourile de judo sau de jiu-jitsu oferă o siguranță în momentul în care ai o priză, acestea nu oferă această siguranță și pot apărea tot felul de accidente. Deci există și extrema cealaltă, nu vă luați kimonouri prea subțiri. Cu siguranță cei care fac sparring cu voi și voi purtați kimono de karate nu o să fie fericiți. Referitor la ce ai zis tu cu tăietura pe gât, mi-aduc aminte că am promovat așa la un părinte că uite, te poți cumpăra un kimono special de jiu-jitsu și copilul tău nu o să aibă urmele alea pe gât de ștrangulări și chestii. Și ghiți ce? Primul antrenament cu kimono de jiu-jitsu vine la mine părintele. Ce are copilul pe gât? Și zic eu, păi știți? Data trecută. A spălat kimono-ul? Nu, păi vedeți. Deci dacă îl spălați, da, nu are. Problema după aia mi-am dat seama că am făcut eu. Era un copil care era destul de timid și ca să-l ajut am făcut eu personal cu el și făceam ruperi de prize, copii mici, și îi prindeam eu kimono-ul și un pic îl trăgeam să vadă, să simtă ideea de a fi controlat și a fi ruptă. Normal. Postura, de ce e important pentru el să rupă priza, și de câteva ori l-am hățit, l-am tras, l-am împins și după antrenament când am văzut urma aia pe gât am zis, au, nu trebuia să fac asta. Trebuia să zici părintelui, eu am făcut-o. Păi am zis și am povestit cum s-a întâmplat. Am zis că stați liniștit, n-a fost strangulat copilul, a fost doar, mi s-a tăiat la gât cum l-am tras și l-am împins. Și se obișnuiește pielea de pe gât în timp. Am vrut să mai povestesc, zi. Nu, am zis doar da, atât. Zi, ce mai vrei să povestești? Adică un alt aspect care m-a atras pe mine pe vremea după ce am descoperit echipamentele de BJJ a fost ideea de patch-uri. Ideea de, mă uitam la competiții pe YouTube și vedeam competitorii vechi, brazilieni vechi, la mondiale, la Pan Ams, aveau kimonourile alea. Bine, repet, veneam dintr-un mediu tradițional cu kimonouri o culoare și chestii super sobre, salut, seiza, chestii de astea.
Și vedeam aici super permisiv totul, ideea de peciuri m-a tras mult, cu toate că acum când erau kimonouri care aveau așa multe peciuri că tindeai să te gândești că bă, kimonul ăsta e făcut din peciuri, adică e peci lângă peci cu sud peste tot și era kimonou. Bine, sunt ceva reguli, n-ai voie să pui în anumite zone peciuri, dar ideea era împodobite cu peciuri. Ce am observat că în ultima perioadă s-a mai stins un pic ideea asta de super încărcate kimonourile cu peciuri. Nu știu, tu cum vezi situația asta? Ai vreun ghi care e super peciuit? Am vreo două sau chiar trei ghiuri care sunt super peciuite și sunt foarte mândru de ele. Unele peciuri chiar au costat foarte mult, undeva la 16 lire un peci, dar sunt wow, sunt atât de bune, bine făcute. Din păcate, firma care le comercializează, nu știu dacă mai există de fapt. Ia stai să mă uit. Și băi, e mișto, frate, când iei kimonoul ăla cu tine, pe tine. Uite că cred că mai există. Peci Zotul, despre asta e vorba. Dar Roger, dacă mă urmărește, s-ar putea să mă înjure. Wow, ce peciuri mișto sunt. De la el știu de Peci Zotul. Sunt niște peciuri minunate. Dar, na, sunt un pic mai scumpe. Am avut și eu un ghi pe care... În Republica Moldova, care iarăși fac niște peciuri, cred că de pe la Wolverine. Cine e fan peciuri ar putea să intre în contact cu cineva de la Wolverine. Știu sigur că e un băiat acolo care face peciuri. Numai că din Republica Moldova ajung peciurile mai greu decât dacă ar fi trimise din China, frate. Pe bune. Exagerez. Este vamă. Dar nu, durează vreo două săptămâni, ceva de genul ăsta, până vin peciurile. Mi-am comandat și eu niște peciuri, mai repede au ajuns de la Peci Zotul decât ăștia, cred că sunt undeva până UK, decât din Republica Moldova. Da, dar să știi că ai dreptate, apropo de chestia asta, că băi, da, înainte, mamă, vedeai mai ales pe ăștia de la GF, știi? GF Team. Da, GF Team. Care era de la GF Team, îl avea și pe Marcelo, îl mai avea pe încă unul, mai avea și un sponsor pe partea aia, pe partea aia, pe picioare, pe spate, peste tot. Dar acum, da, parcă nu... Da, să vezi tot... moda. Știi? Da, s-a dus moda peciurilor. Acum aș observ mulți competitori, merg maxim cu peciul Academie pe spate. Și restul cât mai simplist. Mm-hmm. Că până la urmă se află înăuntru kimonoului. Exact, omul sfințește kimonoul. Vreau să te întreb dacă voi la absolut aveți vreo regulă legată de, nu știu, de purtarea kimonoului. Știu că m-am gândit foarte mult la asta când am înființat Academia și noi avem o regulă ține de politica internă, cum că o lună, prima lună în care vine omul, nu primul antrenament, prima lună, omul nu e obligat, studentul nu e obligat să-și cumpere, să-și achiziționeze un kimono. Mă gândesc că ideea de a lăsa să testeze, să vadă dacă e sportul ăsta pentru el, îți ajung cam 12 antrenamente să vezi și dacă ulterior îl forțez cumva în ghilimele, îl ajut chiar să-și achiziționeze un kimono, pentru că ajută atât el, e mult mai, nu știu, mai bine îmbrăcat în kimono. Dedicat. Cum? Se simte și mai bine îmbrăcat în kimono atunci când ești singurul care n-are kimono, e nasol. Exact, știi? Exact. Dar dacă îl forțezi prea repede pe om, riscă să investească o sumă considerabilă până la urmă. În ceva poate nu-i pentru el. Eu chiar recomand cel puțin copiilor, mă rog, părinților, le spun chestia asta, să încerce copilul o lună de zile. Chiar dacă la primul antrenament a fost super încântat, wow, ce mult îmi place jiu-jitsu, vreau să fac toată viața jiu-jitsu. Na, copiii ca și restul oamenilor sunt schimbători de la o zi la alta, în funcție de soare, în funcție de lună, în funcție de vreme și așa mai departe, în funcție de ce am ca dimineață sau dacă n-am ca dimineață, etc. Și le zic, oameni buni, stați o lună de zile, vedeți ce se întâmplă după o lună,
după puteți să cumpărați kimono. Știi? Pentru că deseori s-a întâmplat, s-a întâmplat de câteva ori ca un părinte să se bazeze pe entuziasmul ăsta extrem al copilului, să cumpere kimonoul și copilul după aceea să apuce de not. Și kimonoul ăla să fie purtat de 2-3 ori. Știi? Da. Și da. Dacă vrei să investești într-un kimono, ținând cont că nu este chiar cea mai mică investiție, mai ales în prima lună de jiu-jitsu, intri într-un sport nou, nu știi despre ce e vorba, trebuie să plătești abonamentul, trebuie să dai bani și pe kimono. Și nici măcar nu știi dacă îți place. E cel mai logic. Și noi la Absoluto București există inclusiv antrenamente de no-gi. Fiecare marți și joi, colegul meu Radu Paul, de la 6 la 7, are antrenamente de no-gi, mă rog, când, după ce se termină pandemia sau înainte de pandemie. Așa. Iar la trupa de pe care o conduce Chip în fiecare luni, miercuri și vineri de la 8 la 9, colegul meu de la copii, George Andrei, pe care îl salut cu ocazia asta, George, mi-e dor de tine, frate. Te iubesc mult. George are o divizie de începători. Ok, deci în cadrul grupei mari pe care o are Chip, George are o divizie de 10, 12, 15, nu știu exact, în zona asta, oameni care se antrenează self-defense. Deci sunt pe zona self-defense. E bine, când vii și ești super începător la antrenament, acolo te duci. N-ai ce să cauți în altă parte. Și faci o lună, două, trei, până când începi să asimilezi niște treburi, timp în care îți dai seama, bă, îmi place jiu-jitsu sau nu-mi place jiu-jitsu. Dacă îți place jiu-jitsu, cu siguranță o să-ți dorești chiar tu să cumperi un kimono. Când îți dorești tu să cumperi un kimono, ce faci? Te duci la George Andrei în cazul ăsta, care e antrenorul tău, și zici: George, vreau să cumpăr și eu un kimono. Știi? Și George face... Asta dacă nu faci greșeala noastră, să mergi pe internet, să cauți o prostie, să-ți iei. Băi, da, erau alte vremuri, știi? Acum da. La noi, uite, la noi sunt kimonouri expuse. Știi? Foarte bine chestia asta. Da, chiar mă gândesc că dacă văd, când văd kimonourile, știu că pot cumpăra kimono chiar de acolo. Cred că știi de faptul că academiile mari chiar pun la chiar promovează ideea de a închiria un kimono. Deci au la recepție posibilitatea, bine, parcă te și obligă, adică nu poți participa la antrenament dacă nu ai un kimono. Adică nu poți merge așa la o academie mare și să zici că bă, am venit să încerc o clasă. Da, aici sunt două puncte de vedere. Chiar voiam să discut chestia asta cu academiile mari, dar hai să-l băgăm și pe Cristi, că poate are și el ceva de spus în legătură cu chestia asta. Bine, așa, fără introducere. În colțul de jos. Cam întuneric. Vă salut. Da. Mai devreme. M-auziți? Da, de văzut nu prea. Nu prea. De negru. M-a prins soarele. Haideți că mă duc să aduc o lampă aici. Mai devreme când am făcut test, era soare, era lumină, se vedea foarte frumos. Între timp a apus. Acum 5 minute era soare. Chiar mă gândeam să vă arăt apusul. Se vedea super. Stau la etajul 10, văd jumătate de oraș. Nu, a fost greșeala noastră. I-am răpit foarte mult din timp și nu e bine. Oricum e mai bine așa. Două minute să aduc o lampă, luminăm un pic. Da, acolo un bec ceva. Da, hai exact. Să continuăm. Până când rezolvă Cristi chestiile tehnice și reușim să-l vedem în final. Mi se pare super amuzant. Hai să salutăm niște lume până atunci. Oh, Sensei Luis. Sensei Luis, salutări! Mersi că te uiți din nou la noi, ne urmărești. Maca BJJ. Raluca, ciao Raluca. Raluca, os. Vinde manul ăsta că e criză. Salutare, George. Eusebio mereu alături de noi. Da. Salutare, Eusebio. Este elevul tău? Da, elevul meu. De dimineața, de la trupa de la Croce.
Da, frate, și hai să ne întoarcem un pic la discuție. Uite, că a prins, ce a prins mă acolo. Las-o așa. Sau mai aprinde vreo două lumânări și e perfect. E intim. Este un podcast intim. Matacare, dacă e cu datea cu romantisme, mă duc și eu să-mi aduc vreo două, trei lumânări. Cred că n-aude oricum ce zic eu. N-auzeam absolut nimic. Ia stai așa. Că mai pune vreo două, trei lumânări și e perfect. Gata, bro. Gata, frate. Ne-auzi? Ne-auzi, Marius? Bă, voi mă auziți? E tot ok? Da. Mă vedeți tot acum? Perfect. Tot negru sunt, dar mai luminat. Da. Bă, salutări celor care vă urmăresc. Celor care vă urmăresc, îl transmit. Băi, dați-le un like, băieților, dați-le un share. Subscribe pe YouTube. Like, share, subscribe. Keeps the internet alive. Parcă așa era vorba. Faceți o treabă extraordinară și de la episod la episod, din ce în ce mai bun, e super, super tare. Chiar era nevoie de așa ceva în comunitatea BG din România. De un canal, de informații, de content nou, constant, să se discute, să... pentru că la un moment dat, cred că de vreo 2 ani încoace, comunitatea a început, comunicarea și totul în cadrul comunității a început un pic în jos. Lumea nu mai discută, nu mai trece prin anumite întâlniri și așa mai departe și să se dezvolte toată treaba. Și fiecare e cumva acolo pe felia lui și nu putem crește așa ca și comunitate în felul ăsta. Dar uite cum ați apărut voi, constant informații, constant content. Invitat și de acolo și dintr-o parte și din alta. Plus că Roland, ți-am zis, cred că am și lui Marius, de la episod la episod, din ce în ce mai propriu. Super tare, mi se pare super, super mișto. În curând, când n-o să mai fie, da, cu plăcere. Sperăm că n-o să mai fie pandemia, să aveți un studio profi cum are Joe Rogan. Îl luăm pe Roland săptămânal. Ba, vino la București. Mai faci și el. Ia seama, că să fim super vedete, o să ne permitem să luăm, să închiriem un avion în fiecare săptămână. Dar numai la 100 de milioane de euro mă gândesc. Care a zis o Tudor. Băi, mi se pare super tare. Știi ce i-au oferit ăștia de la Shopify cu Joe Rogan? Adevărul că omul le și aduce, cred că, milioane de ascultători, da? Nu neapărat vizualizări. Pentru că, uite, vorbesc cu diversi oameni care nu au treabă cu BCG, nu au treabă cu artele marțiale și le zic, bă, dar știi, nu știu, am auzit eu o chestie pe la Joe Rogan. Știi cine e Joe Rogan? Că e unul care, da, cum să nu știu de Joe Rogan? Hai. Oameni din medii total care n-au nicio legătură cu artele marțiale, îl urmăresc pe Joe Rogan. Asta pentru care a invitat din toate domeniile, Elon Musk, George St. Pierre, tot felul de... Asta ziceam și eu la un moment dat cu Tudor, povesteam și ziceam că are invitați din toate domeniile, super invitați, și oamenii tind să se uite. Și ulterior zice ceva de BJJ și crește comunitatea. Da. Exact, și tot mai multă lume află de sportul ăsta, care te promovezi. Și apropo de asta, la un moment dat, cred că acum vreo săptămână, mă uitam, am invitat, bine, e o emisiune mai veche, dar eu de acum am văzut-o, un tip care e arheolog sau o chestie de genul ăsta, știi? Și că nu are nicio legătură. Dar cumva, ăla era a doua emisiune invitat și deja la a doua emisiune știa mai mult de BJJ, că inevitabil Joe Rogan știi că am BJJ, că uite ce se întâmplă și așa și așa. Și ăla, da, că întâmplă știu și eu. Da. Foarte multă lume cred că s-a apucat de BJJ datorită lui Joe Rogan. Cred că o grămadă de oameni, o grămadă de prieteni ne urmăresc, dar
Hai să povestim un pic. Cum ai început tu BJJ-ul? Să trecem la treabă. Eu când eram mic, eram cumva atras de sporturile astea, de grappling, știi? Lupte, judo, nu știam, jiu-jitsu sau ce mai alte, sambo și alte nebunii din astea. Eu sunt din Bârlad. Taică-mi m-am dus la karate, Shotokan, fiindcă era prieten cu sensei de acolo. Am făcut foarte puțin timp. Mi-a plăcut, dar nu am continuat, eram și mic, cred că aveam vreo 7 ani, ceva de genul. Și n-am mai făcut arte marțiale, știi? Până în facultate, și în facultate eram la modul, bă, știam, kickbox, box, mamă, sporturi dure, dai, lovești, faci, treci, știi? Adică, dar în același timp eram și foarte credul la modul, bă, dacă vine un master din ăsta, gen Steven Pescăruș, Steven Segal, mamă, te ia de un deget și te împute pe jos și te face și te împachetează și te, nu știu ce-ți face și te aia, știi? Încă, da, la asta aveam acces și asta nu căutam noi pe YouTube, YouTube-ul nu era în floare ca acum, nu căutam pe YouTube expres anumite chestii, nu erau atât de multe chestii pe YouTube, atât de multe informații concrete, știi? Era de ce dădeai, ce căutai, muzică și alte nebunii, știi? Și vedeai în filme, vedeai pe Van Damme cum dă, face spagatul, lovește dintr-un spagat 5 și toți pică jos flați, îl vedeai pe Steven Segal cum îl ia pe unde ureche și îl face să îi bată pe ceilalți, chestii de genul, știi? Și da, nu 100%, nu credeam chestiile astea 100%, dar cumva eram la modul, băi, sigur există câte un maestru din ăsta bătrân, mic, gras, care face din ăstea, știi? Și până când eram în facultate, cred că anul 2, un coleg de cameră, Gabi Ciumber, nu știu dacă se uită, Gabi, te salut, cu drag, mi-a arătat un clip pe YouTube, mi-a zis, bă, știi ce e ăla brazilian? Bă, nu, habar n-am, ce e, capoeira, dans, chestii, nu, hai să-ți arăt. Și mi-a arătat un clip cu ăsta, Royce Gracie, cum din UFC, primele UFC-uri, știi? Era un highlight. Cum îi bate pe toți, îi învinge, mă rog, sau îi bate, în fine. Pe toți contra cărora a luptat, ăia fiind mult mai mari, mult mai puternici și îți arăta jos la filmuleț. Centură neagră Kyokushin, centură neagră jiu-jitsu tradițional 10 dani sau nu știu ce avea ăla, ăla nu știu ce luptător, ăla, faza aia cu boxerul, o mânușă și așa mai departe, știi? Și eram la modul, mamă, ce bate și e mai mic, e mai slab, adică, și uite că nici nu-i lovește și îi termină, știi? Și zic, bă, cine, hai să facem chestia asta, știi? Și el, da, hai că e un tip în București, mergem și ne antrenăm la el. Și am mers la sală la Absoluto, la Tudor. Tudor era centură MOV atunci, avea și preză pe vremea aia, da? Și erau mulți, majoritatea centuri albe, mulți fără kimono, centuri albastre, cred că erau așa, Cirp, George Stanciu, Biceps, Alex Dincovici, așa, cred că și Cătăoțelea, da, și Cătăoțelea. Da. Și cam atât erau centuri albastre. Camil era centura albă, Camil era, nu ca acum, era, nu știu. Te-ai apucat la Plevne, ia? Da, am prins Plevne. Camil era un fel de Kung Fu Panda, știi? Îi bătea pe toți, chiar așa, albă și cum nu era în formă, înțelegi? Nu-mi doresc să te întâlnești cu el acum. Da, dar oricum, zic că nu era în formă, știi? Dar ce m-a atras, în primul rând, toți super deschiși, știi? Adică, bă, salut, ce faci? Ai venit? Bă, super tare, hai să te antrenezi, hai să înveți niște chestii, hai să alea. Inclusiv Tudor, care era sensei, eu mă așteptam ca la karate, când făcusem eu în antichitate, știi? Să stăm drept, să alea, să nu mișcăm, să nu facem, să nu trecem, să cerem voie, sensei, dar pot să fac, pot să trec, știi? Și era, hai,
încălzim, ne facem, ne... Asta, hai să vă arăt o tehnică, parcă era o deschidere și o depășire de carte, prima oară cu un armbar sau o chestie de genul, știi? Super tare. Și mi-a plăcut mult, cred că am fost vreo câteva luni, vreo 3 luni, atunci în plebe, după care m-am lăsat, eram și în facultate și munceam și găsim un job din ăsta foarte ciudat. Ba eram dimineața, ba dar prânz, ba noaptea și nu mă dădea peste cap cu toate. Ulterior m-am mai dus o lună și ceva la kickbox, la Respect Gym, dar nu mi-a plăcut, neam acolo. Atmosfera nu era deloc, nu era apropierea între oameni, nu era deschiderea între oameni, nu discutau și era totul super ciudat. Și zic, bă, dacă o fi să fac, să fac un sport, o să fie BJJ, pentru că am și avut ocazia să pun în aplicare un armbar la un moment dat în cămin, după ceva luni, după ce mă lăsasem, contra unuia mai voluminos, dar oricum era praf, poți zici că era sportiv sau ceva, dar pentru mine a fost o chestie, wow, uite, funcționează, știi? Chiar merge chestia asta, tare, știi? Că sportul ăsta o să-l fac. Adică te-ai bătut cu unul, te-ai dat un armbar, asta vrei să zici? Da, nu pot zic că ne-am bătut, ne-am făcut prietenește. Nu era deloc prietenește, el mai mult prietenește, eu nu prietenește, că mă enervase rău, așa, și zic, bă, uite, chiar funcționează, dă randament, e eficient, deci reclama se pupă cu ceea ce primești, da. Super tare și o să fac chestia asta. Și când am terminat facultatea, mi-am găsit un job oarecum stabil și am revenit la jiu-jitsu. Așa, primul meu ghi, că tot vorbeați voi de primul ghi, a fost tot un ghi de judo în perioada din plebnei. Bă, l-am luat din... Era un magazin prin Unirii, ceva gen Intersport, știi? E închis de ani de zile, nu mai funcționează, avea din toate sporturile un Decathlon varianta bâlci, știi? Și la fel, stătea ca pe gard, era mare, era, dar nu știam și nu... Plus că nici în sală, la plebnei, să știi că nu mulți aveau kimonouri de jiu-jitsu expres de jiu-jitsu, erau kimonouri de judo, da, fiecare cum ce, la ce avea acces, pentru că piața nu era îndeajuns de deschis în România, știi? Sportul BJJ nu era îndeajuns de dezvoltat ca să necesite existența unor furnizori de echipamente pentru așa ceva. Da, ușor, ușor. Ce? Precum tatami, precum BJJ Mall. Exact, da, bravo. Mersi de completare. Da, ușor, ușor treaba a crescut. Acum, dacă exact ce ziceați și voi mai devreme, bă, erau alte vremuri, erau un kimono de jiu-jitsu, era și scump și greu de găsit. Te gândești la Tama, la Coral. Camil mi se pare că avea un Coral la un moment dat și l-avea de foarte mult timp. Chip, un Atama, tot așa, l-are de vreo 10 ani sau 10 ani, de genul, știi? Dar super greu de găsit. Te duceai pe la o competiție din străinătate ca să găsești să ți-l cumperi și să-l comanzi din America sau de nu știu unde se găsea. Nu era cazul. Pe când, dacă ne uităm acum, uite, un exemplu foarte bun mi se pare Fuji. Fuji sunt foarte tari pe arte marțiale, erau înainte foarte tari pe arte marțiale, pe nu știu, judo, karate și alte chestii, taekwondo, parcă, da, nu mai știu ce alte sporturi. Și cumva acum, cred că vreo 5 ani, dacă nu aproximativ, s-ar putea să mă înșel aici, au trecut și pe partea de jiu-jitsu, știi? Și fac treabă, pentru că piața cere, pentru că jiu-jitsu brazilian, BJJ-ul e în creștere și automat... S-au și orientat bine acum de la Fuji, da. Lucrează cu John Danaher și cu o grămadă de oameni care... Da. Și Bernard Tofaria, dacă nu mă înșel. Poftim. Da. Fuji Mats. Și oricum toată lumea știe de Fuji Mats, cel puțin în lumea noastră a BJJ-ului. Dacă ai Fuji Mats în casă, ești aristocrat. Băi, super mișto.
Apropo de Fuji Mats, Bogdan Toma, afiliatul nostru de la Iași, are clubul 2-on-1 Martial Arts. Face o treabă super grozavă acolo cu clubul 2-on-1. Și-a făcut, să zicem, și-a făcut sala și-a utilat-o cu saltele Fuji. Și am fost la deschidere, bă, super mișto. Bine, nu se compară cu ce avem noi prin săl, cu chiar dacă puzzle-uri de calitate, chiar dacă prelata deasupra și așa mai departe. Am văzut cum sunt saltele pe care le folosim în competiții, saltele de judo din competiții. Bă, nu se compară. Ăla de judo, ăla de Fuji, super, super mișto, îmi pare, bă, ce zici tu, știi? Dacă ai saltele de Fuji, deja, mamă, dacă mai ieși cum e Dana Hertz, ai saltele Fuji pe pereți, da, deja ești la alt nivel, adică. Diferite, adică compari un Fuji nou nouț de, nu știu, de 5, nu știu, un an de zile, o altă suprafață, e smooth surface de la, adică special de jiu-jitsu, comparându-l cu niște saltele de judo făcute în 2000 sau în 1900. Da, oare cum poți să zici că e diferență și de uzură, da? E diferența dată și de uzură, dar bă, nu cred că e doar uzură. Adică băieții investesc. Deci tehnologie, bro, aici. E multă tehnologie la mijloc. E foarte multă tehnologie. Am văzut saltele acum de la FR Judo. La un moment dat am văzut o competiție organizată la Cluj parcă anul trecut. Au saltele de 5 cm, noi nouțe. Crede-mă, arată super ok. Poate faci și tu o competiție la Cluj acolo frumos cu saltelele alea de judo. Alea noi bune de 5 cm cu care ne ameninci. Politică. Bă, nu e politică, de ce? Că ar fi mișto să fie ceva competiții și în partea aia țării, știi? Mă rog, competiții la nivel mai înalt, știi? Nu să aruncăm așa niște saltele, niște... Să avem, cum se cheamă, bracketurile pe hârtie și... Hai să nu trecem în alte. Cu toate că probabil cine se uită la noi acum știe că Marius este și Cristi este și organizator de competiții. Bă, nu sunt chiar organizator, manager competițional, să spunem. Eu mă ocup de tot. Zice, trebuie să organizăm competiția asta. Și Cristi organizează. Asta înseamnă managerul, știi? Oare Cristi face tot? Păi, nu, e cumva face tot sau nu face tot. Ideea e că am avut noroc să am în jurul meu oameni super ok la organizarea de competiții, știi? În primul rând l-am avut pe Tudor, că întotdeauna când am făcut cumva sub tutela lui, ca să zicem. Și e genul de... lider 100%, știi? Adică nici nu pune presiune, știe și cum își dă seama când te împiedici de ceva, știe cum să te susțină și așa mai departe, știi? Vine constant cu idei bune. Uite, în ultima vreme eu tot ascult pe ăsta, pe Joko Willing. Și pentru cei care nu știu, se uită și nu știu, Joko Willing e fost comandant Navy SEAL. A participat în Irak, e centură neagră în BJJ. Dacă nu mă înșel, se antrenează cu Dean Lister. În fine, e super tare tipul, apare prin multe podcasturi și are și un podcast al lui. Și merge mult pe zona asta de leadership, știi? Și tot ascult niște chestii de la el și zic: bă, uite, stai că asta pune în aplicare Tudor, uite, asta pune în aplicare Camil, uite, asta pune în aplicare Marius. Bă, super tare, știi? Uite, asta am mai făcut și eu odată sau în fine, știi? Uite, aici am greșit, uite, aici iar am greșit și așa mai departe. Asta odată cu Tudor. În al doilea rând, staff-ul. Bă, am avut noroc de staff de nota 20, știi? Fetele, surorile, Chibu, Medi, Lizi... Vino cu aici, vino cu aici, vino cu aici, vino cu aici, ia uite cine e aici!
Bună, Lizy! Bună! Te pup! Și eu! De-abia aștept să ne vedem pe saltea. Mie îmi spui. Nu, așa l-ai partenerul, direct. Partenerul. Da, am zis că Lizy face și ea parte de obicei din staff, din staff exact, de la Lizy, Vlad, Darie, Cosmin, da. Când a fost ca cază. Sunt și mulți care sunt frate, mamă, e o echipă minunată, adică contează foarte mult, știi? Și oameni care știu deja ce au de făcut, se ocupă, rezolvă situații, Anca, dar e la fel, care e nemaipomenită. Da, sper acum să apucăm să mai facem competiții cât de repede se poate, că uite ce se întâmplă. Bine, noi nu ne antrenăm acum, știi, dar stăm la competiții. Bă, important e că Tudor e genul ăla de persoană care permite celorlalți din jurul lui să crească lângă el. Să se dezvolte, exact, da. Super. Și cred că asta a contat și în club, în sine, creșterea clubului, știi, și amploarea care a luat-o absolut în România, știi? Pentru că, na, antrenorul contează. Am aici la mare organizație din România. Prezent, da. Internațional și asta înseamnă multe. Povestește-ne un pic cum ai ajuns să colaborezi cu el, colaborezi pe partea de tatami România, cum ați ajuns, da, să deschideți proiectul BJJ Mall. Bă, trebuie să povestim cel, da, mai mult, adică chestii de echipă. Avem timp berechet, până la 12-1 noapte avem timp berechet să vorbim de toate cele. Stai puțin. Înainte să încep să povestești the history, o să rog pe Roland să bage codul. Avem o surpriză pentru voi. Ah, da, bravo. Foarte șmecher. Da, vă place idee bună, am avut să denumim codul Breaking Points. Da. E o mică surpriză, ca să spunem așa. Pe site-ul BJ Mall folosiți codul Breaking Points, aveți un discount de 20% weekendul acesta. Tot weekendul până duminică la 20:30-59. Așa, orice vreți voi. Și discountul se aplică la toată comanda. Bun, hai să trecem la. De ce mai început cu proiectul? De ce tatami? De ce tatami? Pentru că tatami era una la mână. A început în felul ăsta. Eu lucram cumva pentru Tudor, mă ocupam, eram manager la o cafenea, care avea o cafenea micuță și îl maltam și cu competițiile și mie îmi place să mă implic în general în chestii mișto. Uite cum e și cu podcast-ul, știi, și am încercat constant de când i-ați dat drumul. Băi, știi, ar mai trebui ceva. Băi, uite, n-ar fi o idee rea să-l inviți pe ăla, știi? Niște idei. Și totul a zis, băi, uite, eu tot dau comandă de la tatami pentru cei din club, periodic, nu știu, odată la ceva timp. Nu sunt multe produse, nu e mare nebunie, dar n-aș vrea să mă ocup eu de asta, aș vrea să iau de cuiva, nu vrei să te ocupi tu de treaba asta. Zic, ok, hai să facem. Și de acolo mi-a venit ideea, zic, bă, dar hai să o facem mai mișto, știi? Hai să vorbim cu ăștia de la tatami, să vedem ce discounturi ne pot oferi, hai să vedem cum putem crește treaba asta, știi? Și de aici a venit și Tudor, hai să o creștem așa, hai să facem așa, oare nu putem să le oferim discounturi și celor care vor să cumpere, oare nu putem să facem și aia? Tot așa, din una în alta, am început să creștem. Dar să creștem nu exista BJJ Mall-ul atunci. Comenzile se făceau, știți și voi, dădeam pe grup, bă, o să dăm comandă. Cine vrea, uite, au băgat produsele astea, uite, au discount la produsele astea. Cine vrea, trece aici un coment și așa mai departe. Rudimentar, în Excel, frumos, cu un cont basic de Smartville și uite așa, ta. După care am luat legătura cu antrenori,
inițial era ideea de antrenorii din Absoluto, știi? Să le propunem să cumpere tatami pentru elevi și să propună la rândul lor tatami. Și am zis, bă, zic, da, hai să vorbim și cu ceilalți, cu, uite, Griu, Mihai Bătafu, nu mai știu, alții, Mircea Cubleșan, și care au mai fost Liviu, când nu era Absoluto. Hai să vorbim și cu ceilalți, să vedem ce părere au. Că dacă noi tot avem posibilitatea să aducem și cumva să o susținem în zona de business cât de cât, dar de ce să nu o facem? Că le oferim și oamenilor, au și un beneficiu, știi? Ai un produs de calitate pe piață, știi? Adică nu mai stai să-ți cauți 100 de ani, nu mai... și așa mai departe. Tudor, cred că am mai povestit el în podcastul în care a fost invitat, că s-a cunoscut cu cei de la Tatami prin 2009, când ei vindeau la un IBJJF, la un european, vindeau în tribună, aveau o retragere. Da. Erau în tribună cu niște kimonouri și le vindeau de acolo. Și m-am întâlnit ultimii 2 ani, m-am întâlnit cu cei de la Tatami, cu head management. Lee, Garrett. Garrett e și el, e unul dintre cei doi fondatori, e și el centură neagră în BJJ. E cel care cumva menține mantra asta a Tatami Fightwear, și un produs de calitate convenabil ca preț pentru toată lumea și în zona aia de fair play și playful, știi? Adică vedem tot felul de rajgaturi cu animăluțe, cu, da, știi, roboței. Roboței, tot felul de nebunii, și adică hai să keep it playful, știi? Ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Și super băieți amândoi, super deschiși și na, colaborarea a mers de la sine doar în sus. Știi? Ideea e că la un moment dat noi aveam standul la competiții, țin minte, primul stand a fost la Tecuci, acum câțiva ani. I-am cerut lui Luis, băi, Luis, dăm și mie o masă și un scaun. Scaun n-a avut, a avut o masă găsită și aia. Îți dai seama că omul s-a lansurat seara dinainte, bă, fă-mi și mie rost de o masă, știi? Na, în fine. Și aveam două cutii cu kimonouri și o casă de marcați. Aia era, știi? Și aveam... Am terminat acum, știi? Asta ți-a zis și de casă de marcați. Nu, asta era și nu aveam niciun laptop la mine, nimic. Comparativ cu ultimele competiții, în care am avut televizor, în care am pus live stream-ul din sală, de pe saltele, astfel încât cine trecea pe la stand, bă, să mai uita, mai proba o șapcă, mai se uita cine se bate la salteaua aia, uite ăla, e de la mine, de la club. Hai că mă întorc mai târziu și iau șapca, mă duc să-l văd, bă, la cum se luptă, știi, sau chestii. Sau hai că rămân să-l văd. Da, sau hai că rămân să-l văd, știi. Adică s-a ajuns la alt nivel. Ideea e să le oferi oamenilor niște servicii, să oferi o valoare extra de fiecare dată. Și ca și în competiții, știi de unde s-a pornit. Și unde suntem acum cu organizarea, cu live stream, cu smoothcom, cu arbitri, cu curs de arbitri. Mă rog, pe partea de arbitri bine ar fi dacă lumea ar fi și interesată. Că n-ai, în afară de câțiva arbitri care sunt frecvenți, care sunt super buni, și că Toțelea, Cică Negru, Daniel Cernat, sunt foarte puțin care se bage la chestia asta. Bine, e și dificil. Știi și tu foarte bine, Marius, cum e să arbitrezi. Da, și eu am arbitrat, și Roland a arbitrat. E... Și Roland, exact. Da, se urcă lumea în cap. Asta e partea cea mai nasoară. Și oricum ai da-o, știi? Poți tu să ai cea mai mare dreptate de pe pământ. În 2-3 meciuri, cu siguranță e cineva nemulțumit de tine. Păi, e nemulțumit pentru că eu am asistat la o chestie
la Cupa României, nu mai știu când era, organizată la sala din Dobroiești. Da, știu. Și am asistat la o chestie super ciudată. Ambii antrenori mă cunoșteau. Unul din cei doi copii i-a luat spatele celuilalt, i-a prins cumva, dar nu i-a luat priză de RNC, centura de siguranță. Era exact centura de siguranță, știi? Dar i-a luat spatele. Și arbitru a dat puncte, 4 puncte. La care ăla, copilul prins, s-a speriat sau ceva de genul și a bătut sau o chestie din asta și a renunțat. Și antrenorul a început, că nu, că l-a strangulat, că n-are voie, că uite așa, că uite așa, știi? Și era la modul, așa, a venit și cu filmarea, știi? Tot el, știi? Adică, uite filmarea, și bă, da, știi că n-a fost strangulare, n-a fost strangulare. Exact, de asta, de multe ori apar probleme, da. Competiții. Antrenori care sau coach sau instructor care sau sportivi care i-au stă pe antrenori care nu știu regulamentul, părinți care nu ar avea ce căuta în mod normal lângă saltele, la saltele. Și chestia asta am rezolvat-o deja, adică ați rezolvat-o cumva deja, pentru că acum există spațiul acela, părinții numai, înainte părinții aveau voie pe lângă saltele. Era nebunie și se întâmpla pe lângă saltele pe acolo, frate, vai de capul meu. Da, da. Acum părinții nu mai au voie decât cine în general. Da, cel mai bine. Bă, ai venit, dacă știi ce se întâmplă, ok, comentezi, faci, dregi, ești nemulțumit ca susținător, vorbești cu ăla, cu cel pe care îl susții, după aia zici, bă, uite, dacă te-a furat sau dacă ai avut dreptate sau știi, puteai să faci acolo. Bă, dacă nu știi, lasă așa, că nu știi, chiar dacă ții pe altul pe acolo, bă, dar uite ce s-a întâmplat. Da. Nu, e oricum mult mai bine așa, pentru că se pune și mai puțină presiune pe arbitrii. Îți dai seama, da, când ești înconjurat de 50 de inși care țipă și susțin și nu sunt mulțumiți de tine, asta e mare presiune pe capul tău. Și automat nu mai ești eficient în munca pe care o prestezi de acolo. Și mai e o chestie, e inevitabil, cel puțin la noi, știi? Bă, sunt arbitrii care sunt cunoscuți. Oțelea, Gică, chiar dacă sunt super buni, sunt cunoscuți în comunitate. Și că nu avem o comunitate de 20.000 de sportivi. Și normal că știi, el îl trage de mână când mai bă, dar știi că chiar dacă nu am dreptat, nu contează, știi? Pe când uite la europene, Roland, ai fost, ai văzut cum e? Păi știi, nu te bagă nimeni în seamă. Dar nici nu se uită la tine, știi, la modul tău, mă știi de undeva, you talking to me, și la modul ăla. Bă, am treabă, fu și fă o plângere, da. Fă o plângere, las-o la secretariat și așa avem nevoie de maculatură. De plângeri. Da, la modul ăla. Bă, arbitru e suveran pe partea. Da, și asta ziceam că cumva de la asta pornisem, lumea ne știa pe la competiții, că aveam standuri. Lua legătura pe pagina noastră de Facebook, făcusem o pagină separată, Tatami Fighter România. Și doar că mulți mă știau direct pe mine și direct pe Tudor, știi? Și ziceau, Tudor, vreau și eu un kimono din ăla. Tudor, bă, stai că eu se ocupă asta ca nea. De telefon, știi? Și lumea îmi dădea mesaj sau telefon, zic, da, ok, uitam. În jumătate de oră am uitat că am vorbit cu el, știi? La modul ăla. Și zic, băi, e nevoie de ceva mai profi. A apărut cumva și competiție pe piața din România, o competiție un pic mai puternică, ceea ce e super. Ok, unde există competiție, există și creștere. Andrei. Unde sunt două echipe puternice care se luptă pe saltea, automat sportul o să aibă de câștigat. Știi? Și zic, bă, e cazul să creștem și noi standardul un pic, să oferim ceva extra, știi? Să nu în ceea ce privește client service. Și de aici tot vorbim cu unul cu altul, bă, trebuie să facem un site. Ok, facem un site. Și ideea era ori e Tatami Fighter România, ori e
un brand, brandul nostru. Vorbim cu cei de la Tatami, a rămas până la urmă brandul nostru. Am fost la modul, bă, e cel mai bine, aveți control voi asupra ceea ce se întâmplă, puteți să aduceți și alt brand pe, de echipamente pe site-ul vostru, dacă e brandul vostru. Pe când dacă e Tatami Fighter România, o să fiți automat doar cu Tatami Fighter. Dacă noi plătim ceva, picați și voi, dacă e chestii de genul. Dar asta a fost sfatul celor de la Tatami. Da, da, da. Oamenii, băi, ți-am zis, oamenii super ok. Foarte mișto, bravo. Super deschis și, na, colaborând de atâta timp cu ei și vorbind. E bine, chestia are și dublu sens. Na, și să te asociezi cu cineva poate fi periculos la un moment dat. Exact, pentru că noi puteam să oferim niște servicii. Ai ceva cu brandul Tatami. De tot rahatul și pica brandul în cap, știi? Și aliat, da. Nu era ok, știi? Da, oamenii au fost super deschiși, au explicat foarte clar, bă, uite ce se întâmplă, uite care-i treaba, plus că la nivel mondial ei au tot felul de avocați și IT guys care caută și tot ce înseamnă piraterie, să spunem, încearcă să o ducă jos. Și nu mergeau pe direcția asta și oamenii au fost pe deschis, bă, vă recomand să faceți asta, uite, e mai bine așa și au dreptate, și chiar e mai bine. Era și în interesul lor ca noi, ca și business, să funcționăm, ca să poată să livreze și în România, știi, că dacă noi picam ca și business, nu era combinație nici pentru ei. Ți-am zis, oamenii super, super fain. Poate reușim să-i aducem cel puțin pe Gareth, acum în ianuarie când am fost la europene, m-am întâlnit cu el și m-am întâlnit cu Tudor și cu Gareth și am propus să vină România, să sperăm că reușim să-l aducem. E foarte, foarte tare, foarte, foarte fan. Exact, spiritul jiu-jitsu. Exact. În timp ce vorbești tu, Cristi, mă gândesc că în momentul introducerii am zis că dăm foarte multe detalii pentru oameni începători, așa cum ați... Da, hai să veneam eu și făceam introducerea și Cristi, ca urmare a carierei tare strălucite de comerciant al Tatami Fightwear și al produs, și nu numai doar Tatami, ci și alte firme, după cum va urma să ne dezvălui. Înseamnă că ai învățat extrem de multe detalii tehnice despre kimonouri, rash guard-uri și așa mai departe. Da, mai mult sau mai puțin. Unele mai uit, altele nu mai stai cu ochii pe ele, dar de principiu, da, dacă vine un începător și Marius, bine, tu Marius acum ai grupa, mă rog, până în pandemie aveai grupa aia de la prânz de dimineața și eu veneam seara la antrenament. George știe mai bine, când veneam la antrenament, George le zicea băieților, ce ziceai tu mai devreme cu echipamentele în sală, și le zicea băieților, a, uite, el e masacan, vorbiți cu el, știi, cifra pe la, uite, vorbiți cu el, știi. Și oamenii veneau și mă întrebau, și normal că, inevitabil, trebuie să-l ajut pe om să-și ia ceea ce îi trebuie, că la urma urmei, asta... Despre asta e vorba, de nevoia omului. Ce are el de fapt nevoie, aia trebuie să-i oferi. El s-ar putea, mai începător fiind, să nici nu știe de ce anume are nevoie. Clar, clar că nu știe. Deci, ce eu știam, la început, ce kimono trebuia să-mi iau, tu știai? Ba, da. Da, nu știe nimic. Da, știi? Bă, eu începătorilor le-aș recomanda așa. Veniți la antrenament, vedeți dacă vă place sportul, să fiți siguri, și ulterior luați-vă și un kimono. E super mișto senzația aia de kimono pe tine. Acum știți și voi, știi, prima oară când ai luat un kimono pe tine, că era de judo, că era, îți dă un alt mindset, o. Te simți altfel, știi? Când simți priza ca lumea pe guler, când poți să iei o priză ca lumea, știi? Altfel înveți jiu-jitsu și altfel înțelegi jiu-jitsu. De asta e foarte bine să-ți iei un kimono.
Vis-a-vis de ce spuneați voi la început, că e costisitor, Roland, parcă tu ziceai că e costisitor. Bă, dacă e să facem o paralelă cu alte sporturi, tenisul, spre exemplu, știi? Adică du un copil la tenis, iei o rachetă care e nu știu câte milioane, instructorul care costă nu știu cât și câte și mai câte, și du-l la hockey, hockey-ul nici nu mai zic că e super scump, super costisitor, știi? Ăsta, călăritul, cum se cheamă, ce denumire are? Echitație, așa, bravo, știi? Adică sunt sporturi care sunt foarte scumpe. Artele marțiale nu sunt deloc, mi se par cele mai ieftine sporturi și cred că și notul. Adică, nu da. Și kimono nu trebuie privit ca un cost. Costul e abonamentul lunar. Și nici ăla nu e un cost, ăla e o investiție. E o investiție, frate, în tine, abonamentul ăla. Exact, e o investiție în skill-urile tale. Știi? Noi vorbim ca și practicanți, dar acum trebuie să ne referim la omul nou care vine prima lună. Trebuie să înțeleagă chestia asta, că el ce plătește lunar e de fapt o investiție în el însuși. Da. Asta suntem noi, ca antrenori, nu, responsabili, frate, să transmitem. Să omul de la bun început. Să înțeleagă omul de la bun început, că atunci când plătește abonamentul, o face pentru el. Da, exact. Și băi, ai un loc, da, în care să te antrenezi, ai un loc misto în care să te antrenezi. Mai ales, nu știu, tu ai prins sala din Plevnei? Da. Exact. Știi? Adică, băi, ne schimbam cu gândacii și ne antrenam cu ciobolanii, la modul ăla. Frate, să fie pentru mine. Pentru mine sala din Plevnei nu e atât de horror, chiar dacă e prima. Nu e horror, nici pentru mine n-a fost deloc horror, dar zic așa ca idee. Adică veneam cu prada în antrenamente și cei wow. Care ne urmăriți să nu luați motamo, ce am zis, expresia de mai devreme, dar erau alte condiții, față de condițiile pe care le-am zis acum altfel. Țin minte când îmi plăteam abonamentul, băi, eram fericit că îmi plătesc abonamentul, știi? Și că am să mă antrenez, da, super tare. Exact. Acum, mamă, pe deci m-aș antrena acum, da. Da, exact. O oră de sparing doar strângul, nu știu, să-mi iau bătaie în ultimul cal, dar m-aș antrena să iau niște prize, să te tântești, să te tăvălești pe acolo, să faci, să treci un antreng, o nebunie, o trecere, o depășire. Și da, sperăm să treacă mai repede pandemia asta, să ne dea și ăștia voie să ne antrenăm. Bun, și ce ziceam, așa, e o investiție. La fel, kimono-ul e o investiție. Am avut kimono, primul kimono de la tatami, care mi l-am luat. L-am avut, cred că vreo 7 ani. Și nu s-a stricat, nu s-a rupt. L-am dat altui băiat, fiindcă vroiam să-mi iau un alt kimono. Și zic, bă, nu stau cu 6 kimono-uri, nu-mi fac rasel așa cum are Roland acolo în spate. Da. Și era un pic pe la guler, pe exterior, era țesătura un pic ruptă, ca zic, un pic, cum se cheamă, frecată, știi? Dar în stare super bună. Și era, atenție, un ghi basic, era un Nova. Atât de mult a ținut. Și am făcut sparing și majoritatea oricum trag tare, că majoritatea sunt mai mari ca mine. Și totuși a fost super, super calitativ. Cred că ăsta e și unul dintre aturile tatami, știi? Calitatea și durabilitatea asta. Da, și că asta ziceam, bă, kimono-ul e o investiție. Kimono-ul iei și l-ai câțiva ani. Adică nu se rupe, nu, dacă nu ești nebun să nu ai grijă de el, să-l lași nespălat, să putrezească în portbagaj, dacă, nu știu, dacă. Apropo faci de asta, cum zicea Marius de o întrebare aia, cum scoți mirosurile dintr-un ghii putrezit în geantă? Bă, aici trebuie să, nu știu câți din voi îl știți, sper să nu-i pocesc numele prea rău, pe Kurt Ossiander, bravo, așa. Kurt Ossiander. E un personaj în sine, super mișto, super funky, super fun, nebun omul, jiu-jitsu, centură neagră. Omul are o vorbă, știi? L-a întrebat într-un interviu cineva ce faci dacă ești prins într-un triunghi. Și la care el, dude, if you're in a triangle, you fucked up long time ago.
Adică ai greșit-o acum câțiva pași în urmă, știi? Nu veni și îmi zici ce fac dacă sunt eu. Nu, trebuia să faci acum vreo 3-4 pași în urmă. Da. La fel ce asta, cum scoți mirosul dintr-un ghii putrezit? Poți, nu trebuie să-l lași să putrezească. N-are ce. Adică ai plecat de la antrenament, nu ai timp să-l baci în mașina de spălat, nu știu, ai antrenament de la 9 la 12 seara, 12 noaptea, ajungi acasă leșinat, faci un duș, mănânci și n-ai avut timp, bă, dar scoate-l de acolo și pune-l la, măcar la uscat, să se evapore umezeala din el. A doua zi îl bagi la spălat. Deci, cât de cât scăp. Nu trebuie să lăsate chestiile astea. La fel, rar garduri. Și în general... Da, pentru că e material plastic, mă rog, plastic. E, da, poți să zici că e material plastic. Și în general, bă, dacă ești la alergat în jurul blocului și alergi 5 km, păi cam transpiri. Bine, nu eu sau tu, Marius, că noi suntem mai slimfit așa, dar Roland ar putea să transpire, știi? Chiar mult. Și da, chiar dacă ai un tricou de bumbac, știi, nu îl arunci în rucsac și îl lași acolo. Tot îl aerisezi sau îl bași la spălat imediat. Adică trebuie să ai grijă de lucrurile tale, cum trebuie să ai grijă de o mașină, cum trebuie să ai grijă în general de chestii. Și mai ales de kimono, pentru că kimono-ul e o parte foarte importantă în antrenamentul tău de BJJ. Chit că ești fan no-gi, minim 50% e cu kimono, chiar dacă ești super mega fan no-gi. 50% o să faci cu kimono. Decât dacă ești, faci parte din Danaher Death Squad, atunci cred că nu faci cu kimono. Ba, fac și eu cu kimono. Dar fac și eu cu kimono. E, bravo, mare. De asta zic, trebuie să ai grijă de echipamentele tale. În primul rând, că pornisem de la începător, ce kimono-ul l-aș recomanda, cum i-aș ajuta să ia. Când e un începător în sală, e Os Andrei. Te salutăm, uite, Andrei Brăiescu. Salut, Andrei. Și mai e un băiat, apropo de competiții și competitori, și mai e un băiat de la Titans Bârlad, Alberto da, ceva în genul. Băieții ăștia în câțiva ani o să ne mănânce de mic. Și Andrei și Alberto. Super, super. Andrei ne mănâncă deja. Da, Andrei, da, cam trebuie să-l iei tare ca să nu... Da. Așa, bun. Te cam lovești în el dacă nu-l iei tare. Da, știe. Și am învățat super. Și poate, mamă, pentru ce trece. E super, super tare. Da. Face berimbolo? Face și lapel guard, face și... Face și squid guard și... Toate alea. Ce nu face? Și are cât? 12 ani? 13 ani? Face 13. Face 13. Mamă, curând, știi? Adică... în octombrie. Andrei, nu știu dacă în octombrie exact. Mă uit repede pe Facebook. Mi se pare că urmează în curând ziua lui. În fine. Da. Un începător, așa. Bă, nu întotdeauna... Sunt lângă începător, știi, ca să pot să-i zic eu, sau uite, de curând l-am cooptat în echipa BJJ Mall, am zis să creștem, să oferim servicii și mai bune, pe colegul nostru de la sală, Bogdan Lidia. Și e și el super pasionat de BJJ și de MMA și am votat super bine. Bă, nu întotdeauna o să fiu eu sau el lângă cel care vrea să-ți cumpere un kimono. Nu întotdeauna prin telefon oferi servicii cele mai bune. Cel mai bine și mai bine, le recomand începătorilor să vorbească cu antrenorul. Bă, e cazul să-mi iau un kimono, pentru că contează și politica sălii. Că sunt antrenori care zic că nici nu te primesc la primul antrenament fără kimono, poate. Poate sunt antrenori care zic, vin, nu știu, vreo 3 luni și vedem dacă ai nevoie sau nu ai nevoie. Nu-i luat. Dar majoritatea antrenorilor o să știe ce să explice elevului. Pardon. Ce tip de kimono să-și ia, ce mărime sau să-l ghideze cât se poate. Știi? Contează. Iar o chestie care le recomand începătorilor, dacă nu aveți tant la sală cum avem noi, da, noi poate suntem mai norocoși.
Rugați un coleg care se potrivește ca statură cu voi să vă dea bluza să o probați. Să vedeți exact. Și să știți, bă, uite, mărimea asta trebuie să mă iau eu. E aproape chiar mai bine să probeze măsura. Exact. E chimonul deja purtat, trecut prin niște spălări care a intrat la apă. Exact. Pentru că unul nou-nouț trebuie ca oamenii să știe că chimonourile nou-nouțe intră cât de cât la apă. Cam cât? Băi, intră cam 2-3 cm, poate să intre și 5 cm. Acum ține de cum spălare, de uscare, de ce ține? Cum îl speli prima oară. Și asta e chestia, știi? Îți cumperi un kimono, îl probezi, bă, dacă îți vine perfect, primele două dăți îl speli la 30 de grade, la 0, mă rog, 0 grade, la apă rece. La 9 grade. Da, nu treci peste 30 de grade. Nu, nu e. Dacă îți vine perfect. Dacă ți-e un pic mare, îl speli la 40 de grade și vezi cât intră la apă. Știi? El oricum, by default, e bumbac și majoritatea ghiurilor deja sunt pre-spălate, sunt eternul pre-shrink, deja intrate la apă, știi? Da, da, da. Adică a fost deja aplicat un proces de intrare la apă, da, înainte să iasă din fabrică. Exact, știi? Și cu toate astea mai sunt băieți care vin la sală, bă, dar uite cât de mult mi-a intrat la apă. Păi da, mă, dar dacă l-ai spălat la 60 de grade, bumbac. Sau la 90 de grade. Sau la 90 de grade și cum mai sunt unii, bă, țesătura o să se ducă naibii. Sunt două chestii pentru că nu trebuie spălate kimonorul la temperaturi mari. Unu, că îți intră la apă. Doi, că se duce țesătura în timp, știi? Că e, nu e plastic, nu e, nu știu, nu e metal, știi? La un moment dat bumbacul ăla se duce și el. Și dacă îl speli de câteva ori la 60 de grade, la un moment dat o să ia Horatiu Valint o priză pe tine și o să te întreb, dar de ce mi s-a rupt kimonul jumate din bluză? Păi, că e Horatiu puternic. Nu, că nu ai avut grijă de kimono. Că Horatiu nici nu e puternic. Că Horatiu nu e deloc. E bestie. Adică dacă și Horatiu ți-a rupt kimonul. Da, exact. Și da, trebuie avut. Salut, Mircea. Trebuie avut grijă de kimonul. Acum mai apare o chestie, ce ziceai tu de negru de favelă și așa mai departe. Auzi, stai puțin, nu te duce deocamdată la negru de favelă, da, că vreau să mai vorbim un pic de treaba asta cu spălatul. Da. Deci e important primele 2-3 spălări să nu exagerezi. Două spălări. Eu cred că ar fi suficient două spălări. Adică dacă se întâmplă ca, știu eu, în viitor, la un moment dat, să fie nevoie o dată la două luni să-mi spăl kimonoul la 60 de grade, mă mai expun riscului de a-mi intra la apă kimonoul? Băi, sincer, nu văd motivul pentru care ar trebui să-l spăl la 60 de grade. De ce ai vrea să-l spăl la 60 de grade? Păi uite că temperatura mare omoară microbii. Folosește Sanitol sau un detergent mai bun, care are un bactericid. Da? Nu e mai ok decât să distrugi țesătura, adică e și știi. Sau poate necat cu mizerie, cu ce zici, ce ne pregătim să vorbim mai în curând despre, da, griul de sozopol. Deci dacă stai la 90 de grade kimono, păi iese negreala, frate. Nu iese nicio negreală, iese negreală. Păi și cum ar trebui să machiezi? Cum ar trebui să faci? Una la mână, dacă l-ai uitat, dacă deja, cum ar zice Kurt, you already fucked up și l-ai uitat în geantă, în portbagaj, cât erai la muncă într-o căldură de 50 de grade afară la temperatura asfaltului, și intră pe BJJ Mall, cumpără altul și aruncă. Da, cel mai simplu, că nu mai ce. Da, folosește un detergent mult mai bun care are, nu știu, ceva bactericid în el, folosește Sanitol, eventual lasă la anumită. Detol.
Exact, orice conține, ca să distrugă bacteriile. Că mirosul ăla puternic provine din bacterii care se dezvoltă din transpirație și celulele se mănâncă, se hrănesc cu celulele noastre. Sau poți folosi, poți folosi codul ăsta de reducere să-ți iei un kimono nou. Să-ți iei un kimono nou, știi mai bine, știi? Asta ar fi cea mai bună variantă. Dacă s-a întâmplat asta. Bun, să zicem că kimonoul tău s-a făcut gri din, de la salteaua din Sosopol. Cum am pățit eu acum câțiva ani? Primul antrenament. Da, primul antrenament cred că era prima oară. Se face negru și kimonoul negru. Da. Cred că era prima oară când am fost în, când am venit în Sosopol în cantonament. Primul antrenament cu kimonoul alb, aveam un estilo 2. Mamă, 2? Da, da. Vai. Da, e, nu știu, acum 5 ani. Sunt la 6 acum. E la 6, da. O să vorbim și despre asta și evoluție, știi ce înseamnă și ce înseamnă tehnică și... Și primul antrenament, greșeala maximă, eu zic, bă, să dau bine, că se face coză, în fine. Și mamă, l-am făcut pe spate praf, praf, pulbere, gri era. Era mai închis la culoare decât sunt eu. Și, bă, și l-am spălat, și l-am spălat inclusiv la 60 de grade, și nimic. Griul a rămas acolo, știi? Frizura rezistă, l-am... Inventat la modul ăla. Zici că era, nu știu, praful ăla de pe salteaua din Sosopol, zici că era dat cu Schwarzkopf sau cum se cheamă firma. Zici că era funingire din aia de la cauciuc, frate. Știi da, cum e? Exact. Ai văzut vreodată cum e? Ai dat pe piele, s-a terminat, gata, nu se mai ia. Și bă, l-am spălat de 15.000 de ori până acum vreun an. Deja am renunțat la ideea, zic bă, sau să rămână gri pe spate, aia e tot timpul. N-am vrut să dau kimonou, să le dau un începător sau cuiva care poate are nevoie și nu poate să-și lea. Că îmi place foarte bine. Nu, da, și asta oarecum, dar îmi place foarte mult și îmi vine foarte bine. Știi? Și zic, bă, nu, n-aș vrea să renunț, ai, e gri pe spate, îi pun un peci și soartă. Până când de curând am aflat o rețetă foarte smecheră pe care nu o știam. De fapt o știam pentru că e deja în ghidul de întreținere. De întreținere a kimonoului, ghidul tatami. Așa. Doar că nu era acolo, scria, bă, poți să-l speri cu ghișce, bicarbonat de sodiu. Dar nu zicea exact ce și cum. Și de curând un coleg de-al nostru a pus pe grup o poză cu ghiul înmuiat, apa neagră, știi? Cum să scoți cu bicarbonat. Da, frate, doamne, a fost taurul poza aia, pe bune. După 10 ani de zicul, habar n-aveam chestia. Cea mai bună informație ever. Mamă. Da, rețeta e în felul următor. Iei jumate de cană de bicarbonat de sodiu, o pui în apă, într-un lighean de apă, și pe tare, 20-30 de litri, un lighean la mai mare cel. Așa, apă ușor călduță, da, 30, maxim 40 de grade, asta ca să se activeze bicarbonatul și lași kimonoul înmuiat vreo câteva ore bune, 6 ore, 7 ore, 10 ore, deci nu se întâmplă absolut nimic cu țesătura. O să vezi că apa devine mai gri în timp și că iese toată mizeria acumulată, toate celulele de, au rămas pline de verde și redă bicarbonatul, are proprietatea asta de a redea culoarea originală, strălucirea originală a țesăturii. Ce incredibil, și... incredibil a fost da. Experimentul cu bicarbonatul. Mie, pe mine m-a dat post. Direct facepalm a fost. Exact. Super tare și a dat rezultate. Deci dacă pățiți o chestie de genul ăsta, să știți, bicarbonat de sod. Cumva, cei care vor să-și iau un echipament de pe BGMOL, și aici mă refer la începători, dacă, nu știu, ajungeți la sală și îl întrebați pe antrenor, antrenorul s-ar putea să nu aibă timp de voi, colegii s-ar putea să nu știe și așa mai departe. Vă luați un kimono, vedeți că aveți ghidul de mărimi. E sus în tabel, meniul principal, ghidul de mărimi. Acolo e nu e doar un ghid de mărimi,
care te învață efectiv cum să-ți alegi, ce mărime să alegi kimonou, ce mărime să alegi cașgar, ce mărime să alegi pas, whatever, ca așa. Dar e un și mic instrucțional de întreținere a echipamentelor. Când ai un pic grijă de ele. Ca la Adidas, când ți-ai o pereche de Adidas mai simplă, primești un mic cartonaj în care zice, băi, poartă-și-te o dată pe săptămână sau poate vă. Că tot ai vorbit de Adidas și de brand-uri. Ai putea să ne explici un pic de ce apar diferențele astea în diferențele astea așa mari în costul unui echipament? Dacă vorbim de exemplu de un brand ca Shoyorul, unde un băi Shoyorul cumperi cu 250 de lire sau îți iei unul de la Tatami cu, nu știu, unul basic cu 70 de euro, 60 de euro. Exact. Bă, aici sunt multe chestii, dar dacă facem comparația cu Shoyorul, nu e o comparație foarte bună, fiindcă Shoyorul joacă în liga aia high-end user, cum e... Mă interesează brand. Din punct de vedere al calității. Calitatea nu poate să, sincer, la Shoyorul, n-am avut Shoyorul, am pus mâna pe Shoyorul, e super mișto. Adică oamenii îți dai seama că totuși cer niște bani, nu o să-ți ofere chiar orice rahat de material, știi? Super mișto, dar ei joacă un pic la, se duc în zona aia de premium, limited edition, pentru că ei scot 100 de kimonouri dintr-o ediție și aia e, dacă n-ai apucat, mai aștepți un an până scot alte 100 sau suma de ani sau așa mai departe, știi? Și ei merg cum e brandul Supreme, știi? Cu, știți brandul? Da, cu 1000 de euro sau ceva. Nu, vreo 300 de mii de dolari sau chestii, nu știu, sau 5.000 de dolari, o cărămidă, o bazafonie din asta, știi? Cu oamenii s-au dus cumva sus și s-au dus pe limited edition. Adică, boss, cine are Shoyorul, are Shoyorul și nu toată lumea poate să-și ia un Shoyorul. Asta, dacă e să facem comparația așa, dacă e să facem comparația, nu știu, cu un alt brand, gen Manto sau Scramble, e vorba și pornim de la bază, de costurile de producție, știi? Una e când ești Tatami și produci enorm de multe kimonouri, știi? Le iei la un alt preț și îți permiți să le vinzi la un alt preț și îți permiți să faci discounturi, îți permiți să ai niște reprezentanți oficiali într-o țară care să le poți oferi și lor discounturi și așa mai departe, știi? Îți permiți să sponsorizezi mai mulți atleti și așa mai departe. Dacă ești un brand nou, dacă noi trei ne-am apucat acum să facem o linie de kimonouri, câte kimonouri putem să cumpărăm, știi? 1000 de kimonouri, 5000 de kimonouri, la ce preț le luăm? Păi le luăm la prețul ăla, păi cât le vine? Păi nu le putem vinde sub tatami, că dăm faliment. Și cumva trebuie să crești prețul. De asta apar diferențele de preț în mare parte, știi? Dar dacă stai să te uiți atent, analizezi piața, timp care prețuri asemănătoare, bine, calitatea nu mi se pare la aceeași ca la tatami, da, mă rog, Fuji e un pic mai mare ca și preț, adică nu e o mare, depinde și de ce îi place fiecăruia, știi? Da, cam acolo aș zice. Dar iar depinde și la ce are omul acces, pentru că dacă omul are acces în sală la kimchi și la tatami, deja nu o să mai conteze brandul, mai ales pentru un începător, o să conteze să-mi iau ceea ce am nevoie de la ce pornim la un moment dat. Și ce are nevoie un începător? De un kimono, de bază, asta tot. Nu contează că scrie pe el tatami, că scrie punți, că scrie că are peci de la peci sotul, că are peci făcut de antrenor la... La doamna aia, care are mașina de cuplu, știi, șmecheră de... Da. Broderie. Acolo. Da, la...
Adică contează să fie un ghid de bază. Iar cei de la tatami vin, numai că vin cu, au venit și au avut întotdeauna chestia asta, ghidul de bază. Au și variațiuni pe ghidul de bază. Nova, Nova Plus, Nova Absolut, Nova Minimo. Nova Minimo, da. Adică au mers cu mai multe. Bă, poate vrei un pic mai așa, poate vrei un pic mai așa, e undeva mai ca și priori, firmele, firma tatami scrie în altă parte, scrie mai puțin, da. Sau e și o mică diferență de greutate. Nova Plus e undeva la vreo 400 de grame pe metru pătrat, că Nova Absolut e un pic mai light. Nova Minimo e cumva între. Da, e cumva, da, e un kimono de bază, nu e nimic extra fancy, nu e croiala, nu știu cum făcută, nu are aerisirea în vechi la estilo ca să poți să respiri mai bine, nu are broderia pe broderia, cum se cheamă, materialul ăla de pe spate, de ține și la umeri și în spate, ca la estilo. Da, căptușeala, exact, bravo, căptușeala, știi? Nu e cu 5 cusături pe rever, e cu 4 sau, mă rog, 6 cusături. Sunt mici diferențe. Da, pentru un începător i-aș recomanda ca și investiție de bază un Nova. Acum sunt oameni care vin la jiu-jitsu și sunt oameni care nu privesc 300-400 de lei ca pe o sumă, știi? La modul, bă, nu știu, cât mă costă, 1000 de lei? Da, hai, ce mi-au? Și atunci, da, le pot zice, bă, dacă banul nu contează pentru tine, ok, ia-ți un estilo, dacă vrei ceva high class, știi? Dacă vrei ceva mai bun și mai rezistent. Dar la fel, mai rezistentul ăsta e mai rezistent dacă ai grijă de el. Logic. Iar ce stilul are croiala făcută, am observat chestia asta. Am observat că nu se așează atât de bine pe începători cum se așează pe avansații stilul. Bă, pe bune, că e cumva mai rigid, are mai multe cusături, e densitatea e mai mare. Gândește că e o diferență de, e aproape dublu la greutate. Un estilul are 550-575 de grame, 550. Un Nova are undeva 300-275 Nova Absolut și 300-350, știi? E diferență. E greutate, îl simți ca pe o armură. Ce zicea Roland la început, băi, simți că ai armura pe tine, știi? Și e un pic, te simți un pic ciudat, dar nu știu dacă un începător o să aibă acea senzație de ciudat când o să ia prima oară un kimono pe el, indiferent că e un kimono Nova sau e un kimono estilo. Cred că totuși un soft e un pic mai indicat decât să iei duritatea. Un soft, da. Bă, preferatul meu, all time, până acum, e Competition SRS 2.0. Adică orice ce game recomanzi, ia-ți Competition SRS 2.0. E un ghi făcut special pentru competitori. E un ghi mai light, dar foarte rezistent. E mai light și mai rezistent în care în el fibră din asta de, cum îi zice, nu plastic. Da, Pascole, vezi că am băgat o geantă super șmecheră acum. Songkai se cheamă, foarte, foarte mișor, 71 de litri, poți să bagi un om mai mic, poți să-l bagi acolo, să-l împachetezi, chiar doi oameni mai mici. Da, și cum ziceam, preferatul meu e Competition SRS 2.0, are fibră la asta, de plastic, de nu, cum îi zice, mă, e propilenă, ceva, nu știu, s-ar putea să... Adevărul că îmi place și mie SRS-ul super mult, adică da. Pentru a... E light, ce zice Marius, că estilo arată fenomenal pe un... Bă, estilo și se și simte estilo, știi? Dar dacă ești, vrei să fii mai light, așa, în competiții, și chiar și la sală, Competition SRS-ul e... cel mai diferența bun. În gramaj e destul de mare, așa, între cele două. Dacă ar fi să faci cântarul... Undeva,
Da, Competition SRS un A1 are 1 kg și 200-300, un A2 e 1 kg și jumătate, pe când un Estilo, un A2 are vreo 2 kg și ceva. Da. Ălea 700 de grame. Ai pășește acolo câteva sute de grame. Da, ălea 700 de grame într-o competiție, dacă, adică sunt care au pierdut că n-au făcut cântarul, n-au intrat în competiție. Un exemplu, nu știu dacă Tudor la un moment dat, dar Bogdanel Ungureanu știu că a pățit-o la un moment dat pe la Londra cu ceva ani. Că n-a reușit să intre sub... Și în Brazilia a pățit-o. Da, știți, păi se întâmplă, adică e, pentru competitori, aici deja vorbim de altă mâncare de pește. Altă mâncare de pește, știi? E alt tip de om, e alt mindset, oamenii sunt atenți, super atenți la alimentație, la cântar, tot timpul pe cântar, hai să văd, stai că sunt ultima săptămână, hai să vedem ce tip de slăbire fac, cum fac, mâncar cu apă și câte și mai câte. Eu, din fericire, nu am avut probleme de genul ăsta cu slăbirea. Marius, cred că nici tu n-ai avut rol, da, am avut probleme cu slăbirea când făceam 70 de kg. 70 de kg. Albă sau albă, da. Și aveai părul lung. Da. Problema aia. Nu urmă de Roland, serios, era pe toți. Era foarte greu, foarte, foarte greu. Tot așa, pe vremea aia era, aveai voie să te pășești un kilogram la cântar. Țin minte că și la Open Ungaria am fost. Băi, m-am chinuit să fac... Să am 70 de kg înainte să plec la Unguri, alergam pe un parc pe la Titan și am ajuns la 68-800. Și mai aveai kimonou și puteai să mai scazi, da? Nu mai puteam, deci nu mai puteam să mai scad sub 68-800. Neam. Și am participat pentru că era permis un kilogram. Și aia a fost cumva din ultima competiție unde am putut să particip la 70 și să fac eu nevoie să fac slăbire. Acum particip la 76 și acum ar trebui să fac slăbire. De fapt, în ultima perioadă am participat la 82, că îmi place mai degrabă să decât să slăbesc de la 77 în 76, să lupt la 82. Mă simt mai bine, știi? Deși ceilalți sunt mai cu câteva chile peste mine. Să pui un Estilo pe tine și să intri la război. Da, dar vezi tu acum vorbești din perspectiva de competitor de plăcere când mai e cazul. Da, dacă vorbim de un competitor feroce cum e Bogdanel, care se duce, pentru cine nu știe și urmărește Bogdanel Ungureanu, e Bogdan Ungureanu, e un băiat de la noi, de la Absoluto, se antrenează la Absoluto sub Camil, centura albastră și e super mega competitor. Se duce în zona aia de profi, a fost acum înainte de pandemie, s-a dus în Brazilia la Cicero Costa să se antreneze, a stat acolo, nu știu cât, s-a antrenat vreo două luni sau ceva de genul, până a venit pandemia și a trebuit să se reîntoarcă în țară. Chiar poate reușiți să-l aduceți la un moment dat într-un podcast să vă vorbească de experiența de acolo, pentru că are ce povesti, sunt niște chestii, wow. Se antrenează ei acolo și aud pe unii, mai aud pe unii, domnule, dar n-am aerul condiționat, de ce n-ai dat drumul ăla? Rup norii în două și se antrenează pe 4 metri pătrați. Și n-au nici apă, n-au nici nu spală ghiurile și așa mai departe. Dar mă rog, asta nu înseamnă că nu trebuie să avem aer condiționat sau condiții în sală. E doar că se poate face treabă și fără. În fine, da, poate o să-l aduceți pe Bogdan. Și dacă vorbim de competitori pur sânge, băi, se uită la orice, la 100 de grame, la kimonou, se uită. Adică nu contează. De asta zic, un competition SRS îl ajută mult față de un Estilo sau chiar și un 0G care e tot pe acolo, știi? Sau poate și un... La un moment dat, nu știu dacă știți, a fost The Traveler, un ghi scos de tatami, era pijama.
era modul ăla, cel mai light ghi ever. Din ce era sus? Tot bumbac, dar că era super light, era undeva la 200, un pic 225 de grame pe metru. Știu că ea de la Globetrotters au un ghi făcut numai din ripstop. E pantaloni ăia ciudați. Da, știu, dar deja nu mai e, dacă nu e cesătura aia de jiu-jitsu, de păr, wave-ul ăla, parcă nu prea e. Ce zicea Marius la început, că e diferența între a-ți lua un kimono de karate și un ghi. Exact. Da, acum competitorii știu mai bine, un avansat știe mai bine ce să-și ia, urmărește foarte bine piața, știe ce apare. Important e că apare întotdeauna ceva mai bun și mai bun și mai bun. Ceea ce fac ăștia de la tatami constant, uite cum e stilul, a ajuns la a șasea ediție de stilul, constant caută să-l îmbunătățească. Știi? Ei au în echipa lor sportiv de talie mondială, Vitor Shaolin Ribeiro, Gilberto Durinho Burns, da, Michel Torres. Cine? JT Torres. JT Torres, da, bravo, care a câștigat ADCC-ul la 77 de kilograme anul trecut. Robson Mura, exact, e și el cu tatami. Bine, el nu mai e acum competitor, dar oricum are și câteva campionate mondiale luate. Are și el vreo câteva așa pe aici pe acolo. Oameni care asta mănâncă, știi? Și normal, când ai oameni de genul ăsta în echipa ta, plus 11.000 de sportivi sponsorizați de ei, de sportivi de vedete în devenire, ca să spun așa, și pe ei sponsorizează foarte mulți Albastre, Mov, da, tineri, chiar și pe la Master mai au vreo câțiva, știi? Ceea ce îi spui, că uite cum sunt la noi în țară, e Alexa Teodorescu, îl avem pe băiatul ăsta care e, cum îl cheamă, Pătru Claudiu, știi? Adică sunt niște sportivi în devenire, niște viitori campioni, sponsorizați foarte. Și când ai feedback de la atât de mulți competitori, și automat scoți ceva mai bun. Și că ăla zice, bă, dar știi, cred că ar trebui așa, bă, dar știi, cred că ar trebui așa. Plus că ei ăștia de la tatami lucrează cu aceeași fabrică de 11.000 de ani, de când au dat drumul pe zona de producție. Deci au mers la altă calitate, știi? Nu se încurcă. Un mare atu, înainte să pornesc pe Gemol și când eram la început cu tatami fighter în România, un mare atu pentru tatami, mi s-a părut la un moment dat, nu știu dacă știți voi, au scos un ghiozdan negru Omega, Onyx, negru cu galben. Nu știu dacă vi-l amintiți. Da. Mediu așa, știi? Băi, și la... Da, și mi-am comandat unul, de-abia venise, nu l-am folosit, îl aveam în țiplă și nu știu cine vrea la sală și zic, hai că ți-l dau ție și mi-au eu data viitoare. Data viitoare, când m-am uitat pe site, nu mai erau pe soft. Asta e. Și la un cum? Ăla că era și pe albastru, am vrut să zic, da. Nu? Nu, ăla e gearbag-ul care încă e malat. Ăsta, Onyx-ul nu mai e de mult. Era precursorul ghiozdanului Omega. Și după o lună l-au băgat iar Onyx-ul pe stoc. Aveau, cam am uitat, aveau vreo 600-700 pe stoc, știi? Zic, super tare. Intru dimineața, mai avea vreo 500 ceva. Zic, bă, trebuie să dau o comandă, nu știu. Până seara era pe zero, știi? Și sunt pe tipa care se ocupă, pe Karen, care se ocupă de business. Bă, dar ce s-a întâmplat? Este așa? Știi că au fost niște probleme cu ghiozdanul, nu mai era aceeași calitate, lipseau niște bretele acolo, niște cusături erau făcute aiurea,
și a trebuit să le să retragem tot, să retragem un stop din ăsta de 500-600 de bucăți așa. Ia foarte bine. E un mare plus, adică am fost la modul, wow, tare frate, nu se încurcă. Și la fel, când s-au mai întâmplat și pe la noi, bă, mi s-a rupt ghezdanul sau mi s-a rupt estilo după prima utilizare, știi? Făcut poză, le-am trimis, bă, uite ce s-a întâmplat, știi? Au trimis altul în loc. Contează chestiile de genul ăsta, știi? E un mar de asta, zic eu că tatami au avut succes și top 3 mondial, aș putea să-i placez între firmele producătoare de echipamente de BJJ. Au prins valul ăla fix când a trebuit, au investit, da. Au sponsorizat sportivi de calibru mondial, să zic așa, ceea ce a cunoscut, ceea ce a făcut ca lumea să știe de tatami și na, pe Europa cel puțin, nu știu dacă ia cineva mai. Pe Europa ei sunt top. Da. În America top e Kings. Asta pentru că și-au dezvoltat în timp piața acolo, cei de la, da, Kings. Deși mai sunt și alții pe America. Tatami nu se bazează foarte mult pe America, nu s-au implicat foarte tare. Plus că în America au tot apărut tot felul de firme și firme. Uite, sunt ăia de la, mă țin cap acum. Îl sponsorizează pe ăsta, pe Gordon Ryan. Știți? Nu știu nici eu. Ui, am un lapsus acum, în fine. Care nu sunt un brand super mega cunoscut. Au niște chestii mișto, dar l-au prins pe Gordon Ryan. Vorbim de sume mari, știi, sponsorizare. Că vor să crească, probabil. Hipnotic, văd ceva aici. Cred că da, nu știu. Și au prins o bucată de piață acolo în America. Mă rog, în America sunt niște altă. Da, tatami e... Da, uite ce zice Vlad, dar Kings nu se compară cu tatami la calitate. Asta, într-adevăr, e așa. La un moment dat, înainte, când am dat drumul la tatami, am vrut să mai aduc la Benjamin, am vrut să aducem și alte branduri, știi? Unul dintre ele a fost Kings. Până la urmă, cred că o să încercăm și cu Kings. Să vedem, să oferim o alternativă, să vedem ce... cum merge treaba. Dar, într-adevăr, când a fost vorba de Kings, am sâmbat un pic așa, că nu, calitatea nu mi s-a părut aceeași, nu se ridică la nivelul tatami. Am încercat, am avut la un moment dat Manto, dar la fel, calitatea și prețul e un pic mai ridicat decât tatami și calitatea nu pare să dea prețul care trebuie. Mie mi se pare că erau mai proaste Manto decât alea de la tatami. Știu că la Silvian, Silvian Alexe, pe care îl salut cu ocazia asta, dacă se uite la noi. Băi, arăta foarte mișto kimono-ul, dar când am început să fac sparring, adică nu știu, frate, nu era pe feeling-ul meu, să zic așa. Poate că e o părere subiectivă până la urmă, știi? Dar cred că depinde de fiecare, știi? La urma urmei, important e să faci, să fii pe saltea, să faci jucetul nou. Da, normal. Acum, în perioada asta, cu pandemia, cu starea de urgență și așa mai departe, acum îți dai seama, bă, aia contează, fii acolo pe saltea. La urmă, nu-i faci no-gi, nici nu mai contează. Băi, apropo de no-gi, că și la no-gi o întreagă discuție vis-a-vis de calitatea produsului și serviciului. Bă, da, pentru și mai ales la no-gi o să observi cele mai mari diferențe, pentru că folosesc o altă fibră, folosesc alt gramaj, se destramă țesătura, adică am văzut la, hai să zicem la Decathlon, să nu dăm alte nume, că nu e frumos. Și l-ai luat odată pe tine, dacă l-ai, că n-ai, e bluză, e rashguard, e bluză de compresie, dar pentru începători, pentru cei ce nu știu, rashguard e o bluză de compresie care te menține încălzit, îți absorbe transpirația de pe corp și te simți ușor, nu mai simți că ai 2 kg de apă pe tine. Adică ți-o pune pe saltea, nu ți-o absoarbe și o ține acolo.
Da, și un alt lucru care reține... În trecoară. Da, un alt lucru care reține razgardul și cu spațiul lei, pantaloni de compresie, e părul, care îl ține la locul lui, pe corpul tău, chiar dacă se rupe, știi? Că nu îl mai găsești peste tot, pe toată salteaua. E, da, bravo, Roland. Și când e... Mă, că... Da. Ce a, fac? Și bă, da, cu e. Care și-a pierdut? Că nu e a meu, nu-l recunosc. Dar știi că cei, cred că cei de la Atos te obligă ori să porți rashguard, evident. Și spate, da. Cumpărați de la ei, evident, cumpărați de la ei, alături de ghiu alb cumpărat tot de la ei. Sau să te rați pe cum? Eu... Ești asta, ok, dar asta cu rasul. Oi, fi auzit eu vreo legendă sau ceva, știi? Asta cu rasul, păi, mă rog, legendă. Părul de pe corp. Nu te rați. Poate vrei să te folosești cremă sau poftim pe rost. Demonstrezi că ești epilat la recepție. Intri la recepție și demonstrezi că ești epilat? Nu. Nu, îți dai seama că să prind după urma, după dâra de păr pe care o lași după tine pe saltea. Nu, au ei o regulă internă că da, cu rashguard e obligatoriu și cred că și colanți sub kimono. Da, mi se pare că da. Băi, na, acum e atât de mare piața de săli în America, că bă, dacă vreau să mă duc acolo. Atosul headquarters cu frații Mendes și permit, că totuși de ăștia întâlnesc cu frații Mendes, adică nu prea permit să faci figuri. Bă, stai mă, că eu nu vreau să port rașga. Iar dacă te duci dincolo la Andrei Galvao, nu cred că poți să-l privești pe Andrei Galvao să-i zici, bă, știi? Da, am eu mă chef de reguli tale. Hai să facem o precizare. Nu, nu-i, știi, niciunui instructor de arte marțiale, oricum ar fi el. Nu poți oricum trebuie ar fi să... el, nu poți, nu e ok, care nu e unul care are... Și așa. Exact, știi? Poate de parte, regulile astea impuse nu sunt impuse degeaba, nu sunt impuse absurd. Probabil că oamenii s-au lovit de niște probleme pe care... le-au dezbătut. Bă, domnule, cum să soluționăm problema asta? Cum să rezolvăm problema asta? Păi uite așa, pune omul cu foarte rashguard dacă te trezești cu prea mult păr în sală. Și asta e o problemă că... Băi, da, e un rezultat al faptului că noi facem jiu-jitsu. Prizele care se pun pe kimono de multe ori nu se pun doar pe kimono. Mai prind și o bucată piele, mai prind și niște păr. Știi? Și na, părul nu e atât de rezistent cum e kimono, o să smulge și ajunge pe saltea la un moment dat. E neplăcut, mai ales dacă... E neplăcut când? Când ți-l smulge sau când îl găsești? Când îl găsești, pe mură. Ambele situații, știi, e nasol. Și când vrei să faci sparing și cumva, hai să pornim din genunchi și te uiți așa unde pui genunchiul și vezi numai ploace pe jos. Dar tocmai de asta e bine ca oamenii să poarte rashguard. Da, mie mi se pare o chestie mișto. Deși nu sunt adeptul, nu place să am rashguard pe sub kimono, dar e o chestie bună. Știi? Dacă e regulă, e regulă. La urmă, toată lumea trebuie să o respecte. Băi, frate, dar ai spați pe sub pantalonii de kimono, da? Vine omul și prinde prizii cu pantaloni. Altfel o simți, nu știu, o simți cumva pe lângă, nu ți apasă atât de tare nici pe piele, nici pe păr, nici nu-ți smulge părul. Nici nu ți apasă de piele. Dar da, să zic că iluzia pe care ți-o dă minții e că nici nu spune cine ești, nici nu spune atât de multă presiune. Pentru că tu nu mai resimți durerea aia superficială, știi? Probabil. Psihologic ești, mă rog, asta se întâmplă cu mine. Da, anyway. Exact. Și acum, da, la partea asta de rashguard-uri, de spațiu, de short-uri, de fighting, la fel, ai de noghi, ai o gamă extra variată, știi, de produse. Știi. Diferențele foarte mari date de, vorbesc acum în cazul tatami, date de design. Diferențe între produse calitative, hai să zic, la pantaloni,
voi știți deja, sunt unii care sunt un pic mai cauciucați, mai beach mode, așa, sunt unii care sunt mai lejeri. Și atât. Beach mode, la ce fel de beach te referi? La plajă, boss. Nu știu, la... Da, sunt un pic mai... Așa. Nu știu la ce te gândeai tu, dar... Nu la plajă, dar vreau să fii sigur. Exact. Și, și dacă era altfel, cea mai gay mode, dar nu e cazul. Da. Și la Razgaturi e același lucru. Sunt, uite, Kanagawa, seria Kanagawa, care e mai cauciucată ca și Razgard, e mai grea. Dar e super mișto, deși e un pic mai greu materialul pe tine și mai îl simți mai gros. Îți dă o senzație super, super faină. Okay, dar te referi inclusiv la cauciucul ăla pe care îl găsești la manșete aici și la reverul bluzei? La țesătură, să zic așa, la material în sine. Mă refer la țesătură, la material în sine, știi? Okay. Așa, ai razgarurile basic, care sunt majoritatea, sunt 90%, și mai sunt unele care sunt făcute gen limited edition, care sunt super subțiri. Și de obicei ele le bagă și la discount, la reduceri mare. Sunt făcute număr puțin și nu știu de ce, care e cum chestia, știi, și le bagă la... la promoții. Cred că sunt făcute special pentru asta și sunt mai legere și în timp rezistă un pic mai puțin, știi? Deși la fel, am Razgard care l-am luat acum mulți ani, nu știu, e un Razgard, dacă știți voi, cu Absoluto, cu Samurai, ceva mob. Da, ăla Maroniu, așa. Maroniu cu mob, da, era o combinație. N-asta super mișto Razgardul și l-am și acum, știi? Nu s-a desfăcut materialul, nu au ieșit datele, nu s-a rost de nicăieri, știi cum am mai auzit diversi. Da, 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 în asta cam rost. Da, da, dar uite, asta am pățit cu Manto, știi? Știi că Manto au scos seria Everyday Pohada. Foarte mișto ca idee, dar cred că pornită de la Romulo Baral. Exact. Da, de la Romulo Baral. Foarte mișto ca idee asta cu Everyday Pohada, a prins bine la public, am luat Razgard-uri și shorts-uri, știi? Bă, lumea a luat, a fost la modul ok că e Everyday Pohada și e mișto ca idee și așa mai departe, dar calitatea? Și calitate s-au plâns mulți, știi? Da, e la modul ăla, știi? Bă, e super mișto, se roade, se... mă rog. Acum am văzut Razgardul Manto care a fost super mișto, știi, dar da, mai puțin. Și de asta cumva am și mai lăsat-o mai moale cu, cu Manto, știi, bă, dacă lumea nu e mulțumită, nu e mulțumită. Și la urmă, pe partea din ochi, la tatami, ai, poți să te alegi o grăsă de chestii, știi, de la ăstea cu animale, cu monkey, cu crazy gorilla, cu tot felul de nebunii, cyber, partea cu cyber, mai gama cu leneș. Cu leneș, da, mă rog, mai gama aia cu ăsta, samurai, ninja, katana și mai știu ce, legend, așa, plus modele simple. E relativ simple, și cu doar scrie jiu-jitsu sau chestii de genul ăsta. Sau doar tatami. Sau doar tatami. Când că sunt oameni care cărora le place să aibă un Razgard super colorat, cu luminițe roz și alte nebunii de genul ăsta. Și sunt oameni care preferă ceva simplu, uite cum ai tu tricou și e un semn mic într-o parte pe care scrie Tatami Fighter sau Jiu-Jitsu. Da, 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 da. Mai e ăsta pe care scrie pur și simplu Jiu-Jitsu, nu scrie, cred că nu scrie pe nicăieri Tatami Fighter sau chestii din genul ăsta, decât pe etichetă. Și
e super ok. Depinde de gustul fiecăruia, știi? Corect, corect. Aici. Da. Bun, înseamnă de vreme de banda aia de cauciuc, am văzut că unele ghiuri au, nu ghiuri, unele rajgarduri au banda aia de cauciuc la mânecă și la reverul. Aici e la fel, părerile sunt împărțite, știi că unii o preferă, alții nu. Eu o prefer, frate, nu știu de ce, că mi se pare că... Cum? Sunt mare fan banda aia de cauciuc. La fel, mi se pare că nu se mai ridică la aiurea, rămâne pur și simplu pe tine. Exact. Rămâi îmbrăcat cu rajgardul. Am impresia că cei care sunt mai semi-fit, știi? Așa. Eu chiar nu știu la cine te referi. Nici eu. Așa, cei care sunt mai semi-fit nu preferă acea bandă, știi? Asta am observat. Că exact aia m-au întrebat. Bă, dar are banda aia de cauciuc? Da. Nu, vreau altceva. A, da, mă, că... Păi nu știu care e treaba. E greu să o dai, să o treci, nu știu, habar n-am. Exact, i-am întrebat, dar zic că nu-mi place cu banda. Ok. Da. Nu-mi place, nu. Da, lumea nu o să zică, băi, îți gras. Îmi tai burta în două. Da, îmi tai burta în două și așa mai departe. Dar mie mi se pare super tare, sunt mare fan, eu sunt gras, mare nicun, nu am nevoie de banda aia de cauciuc. Super tare, uite, unul care, știi cum e, bă... Asumați frumos omul, frate, bă, da. Lăsați-mi cu banda voastră. Bine, acum zicem, uite, altul care e fan bandă. Bravo, băi. Eu zic că cei care au zis că în competiție e incomod. Și Petre chiar e fit, adică... Și Petre e fit. Mă rog, părerele sunt împărțite. Eu am zis ce v-am pățit eu. Dar nu știu în ce măsură în competiție te-ar încurca acea bandă. Mai ales că n-ai voie să apuci. Piciorul de la footlock. Probabil, și, dar na, acum fiecare ești. Și mai e o chestie, jiu-jitsu, de asta e așa mișto, că fiecare avem un corp diferit. Și Roland e mai mic și forțică, eu sunt înalt și slab, tu ești tot cam așa înalt slab. Și Petre e mediu și e forță, Camil e mare, înalt, e forță. Super forță, da, știi? Și auzi, se dezvoltă, fiecare se dezvoltă jiu-jitsul lui, știi? Care corect. Se emuleze pe corpul lui și automat o să apară și preferințe, cum apar preferințe în ceea ce privește tehnica, că un bună o lucrezi pe ceea ce îți permite corpul și ceea ce, ce avantaje are corpul tău, îți oferă corpul tău. La fel și la ghiuri și la rajgard, știi? O să observ că bă, în competiții nu-mi place să am rajgard cu mânecă lungă, că mi se pare că nu implicarea mai mare, de exemplu. Da, mi-e mai smul mâna cu rajgar cu mânecă scurtă sau. Exact, eu vreau să am rajgar cu mânecă lungă pentru că mi se pare că mă simt mai protejat, nu știu, eu sunt panicat de bol de piele sau. Știi, și tot așa, exact. Da. Sunt oameni care au deci nevoie ai, de. Ai putut apă după coraz? Nu mă, nu, ziceam așa. Mă... Te salutăm, Horaț, dacă te uiți, dacă nu... Nu cred. Da. Băga un comentariu până acum. Ziceai altceva, nu se... Bă, nu știu, trebuia să scrii, umplea pagina asta, nu ne mai vedeam dacă era... Păi cred că am dat, odată share la un comentariu de-a lui și erai, gen, ți se vedea de la nas în sus fața. Mamă. Da, scrie mult. E bine că are timp să scrie. Da, mă, dar oricum scrie și bine, nu scrie da, doar rău. Nu scrie rău, da, nu e. Doar rasist și homofob, da, nu e. E băiat bun. Îl iubim. Da, râdem glumim și noi. Cu el. Nu de el, cu el. Așa, și da, și fiecare are apare. Da, frate, că până la urmă, să zic, Horaț Foca, Black Belt, by the way. E Black Belt, cât se poate de lezit, e blană și da. Mai ales în perioada când era competitor, pe vremea lui Iisus. Da, îi bătea pe toți de uscat.
și avea niște apariții foarte mișto în costum de templier și ninja și ce a mai apărut el, samurai și alte nebunii din astea. La competiții oficiale, în alte țări, să se știe. Am citit un coment amuzant al lui Ionuț. Toți avem fizic diferit, de ne bate Fane pe toți. Da, și Fane a găsit aparent secret. Suprem. Jiu-jitsu și lots of kilos. Da, exact. Păi, are tehnica lui acolo, e stima ăla care nu prea te încurci cu el. Intră de fiecare dată. Băieți, hai să concluzionăm. Hai că am trecut deja de două ore. Noi povestim cu drag, da. Hai să... Ușor, ușor. Deci, dacă ai fi să recomanzi un echipament pentru un începător, după cum ai povestit... Un Nova. Băi, ai venit prima oară la sală, ia-ți un Nova. Bine, nu chiar din prima. Vino la câteva antrenamente, vezi că îți place ce zicea Marius, inclusiv pentru copii. Știi? Adul, vezi că îi place, vezi că e ceea ce trebuie, vezi că te simți ok cu cei din jurul tău, colegii de antrenament, pentru că sunt, din păcate, săl de antrenament, din auzite, unde... Pe-a devenea interesant. Unde oamenii nu s-au simțit foarte ok și s-au dus în alte părți. Știi? Dar depinde de la om la om, frate, până la urmă. Știi? Depinde la om la om, exact. Și aici vorbesc mai ales din perspectiva copiilor. Poate vine un copil la antrenamente care pur și simplu nu e făcut pentru marțiale. Știi? La un moment dat chiar m-am ocupat de cursele absolute. Și răspundeam și la telefon și mail, știi? Și dădeam de părinți, bă, are exact la vârsta aia, nici prea prea, nici foarte foarte, între 4 și 6 ani, știi? Unde să-l aduci sau să nu-l aduci. Și la primile ziceam, bă, are 4 ani, mai așteaptă și tu, știi că tu luai de la 5 ani în sus. Da. Și bă, mai așteaptă și tu un an, nu știu, du-l la not și după care adu-l la noi la... Și după care au venit părinți, bă, dar eu vreau să-l aduc pe filmul la 4 ani, știi? Și ai văzut, sunt copii de 4 ani care sunt super în elementul lor, pe saltea cu alți copii. Sunt copii la 6-7 ani care sunt timiți, care zic, bă, nu-mi place, nu vreau, nu se simt ok. Deși mediul e super ok, dar na, acum depinde de la un... Exact. Dar, bă, bine, dar începătorul, vezi că îți place, vezi că sala e ce trebuie și după care încearcă un kimono. Mi se pare că e foarte important și mesajul pe care îl transmitem celor care vin la noi la sală. Până la urmă, nu le băgăm un kimono pe gât sau nu le forțăm mâna în vreun fel. Bă, frate, îți place, bine, nu-ți place. Bă, că e România, adică nu... Toată lumea își permite să dea așa dintr-un foc, hop, un milion și ceva pe abonament. Ba, mai arunc încă vreo 4 milioane pe un kimono sau 3 milioane jumate, știi, adică e... Plus Rajgar, plus Paț, poate vrei să faci și nou ghi și așa mai departe. Da, exact, știi? Păi eu când am zis asta acum o oră, ai zis că e o investiție, că nu știu ce... Păi e o investiție, dar... Acum zic că e scump. Nu e scump, dar nu... Toți și nu poți să le impui. Ideea e, ce ziceam, ce vorbeam acum, e că nu poți să impui omului de la primul antrenament să-și ia un kimono. Nu e ok. Bă, lasă-l să prinde el că, domnule, chiar am nevoie și chiar îmi doresc. Bă, și eu sunt vină de la tine, că ne-i vezi pe toți ceilalți că fac un kimono, știi, bă, e... Hai să fac și eu un kimono, știi? Dacă la început ți-ai luat Nova și ai făcut 2-3 luni de jiu-jitsu, e clar că la următorul kimono o să te interesezi 2-3 zile până să ți-l cumperi.
Da, clar. O să te uiți la ăla care ia frate cum îmi vine ăsta, ce e stilul ăsta. Îl trebuie prin sală, exact. Băi, ia stai așa, tu ce ai? Am un vin ăla, păi ia să vedem cum e, care e diferența, știi? Da, deja de la al doilea, al treilea kimono încolo, ți le cumperi tu singur, nu mai ai nevoie de sfaturi. Nu mai ai nevoie de sfaturi, dar tot te interesezi cu ce mi-au. Normal, zic, nu mai ai nevoie de... Nu neapărat că nu mai ai nevoie de sfaturi, ai nevoie de sfaturi, dar nu ai inconștiența asta totală, necunoștința asta totală de cauză. Necunoașterea, da. Nu există, pentru că deja știi ce să-ți iei, știi ce să cauți. Dar ce ziceai tu pentru începători? No. Din start. Bun, mai era o temă pe care voiam să o ating și anume lifestyle și legat de... Nu v-am lăsat în timpul. Legate de hainele care nouă ne fac mersul pe stradă mult mai frumos. Băi, într-o vitrină, pe lângă o vitrină și ne uităm, ia uite frate ce tricou tatami frumos. Ah, era pe care îmi băga cu el. Ia uite frate. Auzisem acum, nu știu cât e anecdotă și cât e. Gata, Roland se bagă la somn. Roland, ce ai făcut? Ai plecat? L-a chemat soția, a zis, băiatul, hai că a trecut ora la nani. Auzisem o anecdotă din asta cu Harley Davidson, că ei nu vând motociclete, cât vând lifestyle. E pentru că omul și-a o motocicletă și o are 11.000 de ani, știi? Dar pe partea de lifestyle, bum, bubuie, știi? De ce? Pentru că toată lumea vrea să se asocieze cu sportul, cu hobby-ul pe care îl are, știi? Dacă tu ești mega pescar, automat că o să porți șapcă pescărească, știi? Sau cu model, nu știu, de camuflaj, poate. Sau dacă ești motociclist, o să porți tricouri cu care sunt cu mesaje din zona de motociclist. Sons of Anarchy, chestii de astea, scheleți, Guns N' Roses. Nu știu, motociclete de viteză sau whatever, o să ai o poză cu Rossi sau cu știi cine mai e, sau cu Formula 1 sau știi. Când ești pasionat de o chestie, vrei să le prezinți tuturor. Doar că majoritatea, spre deosebire de vegani și de bejejiști, o fac la modul lifestyle, știi? Veganii și bejejiștii o să vină și o să la un party sau la o strângere, știi, eu fac BJJ, știi, eu sunt vegan. Dar la jujitare o să vezi întotdeauna tricouri, maieuri, hanorace, bluze pe care scrie jujitsu, nu știu, cimura, chestii nebunii din astea, o să vezi niște desene de așa natură, o șapcă. Pentru că, suntem cumva, deja jiu-jitsu, nu știu exact cum e chestia asta în artele marțiale tradiționale, dar în BJJ, BJJ-ul fiind mai în zona de flow, mai lejer, mai deschis, mai open-minded, oamenii nu au un stil marțial, știi, de viață, ci au stil de viață mai relax, așa. Te duci în zona aia de BJJ, de BJJ, exact cum e expresia, BJJ lifestyle, știi? Adică simți nevoia să le arăți și celorlalți, bă, uite ce mișto e, adică nu e chestia aia, rigurozitatea aia din arte marțiale, tot stăm drept și așa mai departe. Uite, e o maimuță. Poți să un maiou, poți să iei un tricou. Da. Poți să da, știi? Orice. Ei, cu kiloți tatami? Da, sunt kiloți, efectiv kiloți, boxer. Bine, dar vezi că materialul din care sunt făcuți e același cu spațiurile, cu materialul de la spațiul și de la Rajgar, știi? Sunt speciale pentru combat, nu de leisure. Nu vorbim de pantalonii de Vale Tudor. Vorbim de boxer. Deputat, efectiv.
ce tare. Băi, să știi ce lejer sunt, sunt super mișto și te simți super fain, știi? Da, ca să nu mai vorbim de rucsace, pe zona asta de lifestyle și accesorii. Uite, accesorii, am cană cu Horatiu. Da? Așa. Și rucsace, știi, la rucsace cel puțin mi se pare că tatami fighter rupe. Da. Chiar vreau să iau ăsta, rucsacul ăsta nou, acum a apărut. Okay. Îmi place da, super mult. Da. Bă, e super mișto, e mare, e ce trebuie. Și unul dintre aturile lor e impermeabilitatea, știi. Se pare o chestie. Bă, e mare, adică e încăpător. Nu neapărat Sonkei, cât și Omega. E bine compartimentat, ai multe buzunare unde poți să-ți pui să... Nu le arunci pe toate ca în geanta unei femei, știi, și nu mai știi ce să... Băi, ai cheile aici, țigările aici, whisky-ul e aici și așa mai departe. Și bă, e bine compartimentat, e destul de încăpător și bă, e și impermeabil, știi? Poți să te duci la munte, te aprinzi ploaia, adică ai laptop, un rucsac sau o tabletă și nu se întâmplă nimic. Asta mi se pare unul din... Adică ideea e că nu sunt doar de dragul de a fi făcute aceste haine pe care le poți purta pe stradă, ci sunt super de calitate și chiar sunt super de calitate. Ideea e să mergem mult pe utilitate, pentru că, ok, lifestyle, știi? Dar, bă... Un hanorar. Oamenii de la tatami, frate, că am știu ce se întâmplă în mintea unui bejejist. Și nu numai bejejist, adică îți iei un hanorac, bă, nu-mi iau un hanorac de dragul de am luat un hanorac că scrie pe el Harley Davidson sau sunt pescarul șef. Înțelegi? Și îți iei un hanorac și pentru că scrie sunt pescarul șef, dar și pentru cum e acel hanorac. Știi? Băi, gluga trebuie să fie glugă. Trebuie să vină într-un anumit fel aici coata de tot, trebuie să fie mâneca într-un anumit fel, trebuie să simți calitatea materialului pe tine, știi? Adică contează, trebuie să dea și randament, trebuie să fie util. La fel ca și la rucsace, nu o să arunci orice tigănie, cum am mai văzut pe la alte competiții de arte marțiale, alte standuri, e niște chestii aruncate acolo, nu, te poți duce la Decathlon și te uiți la chestiile alea basic și același lucru, știi, e un rucsac care poți să-l folosești, dar bine, și dai 20 de lei pe el, ăla l-ai. Da. Ai băgat ceva mai mult în el și aia e, te-a plătit. De asemenea, poți să-ți iei ceva pentru munțomani, dacă ești începător și te duci la Decathlon, poți găsești un rucsac, ok, la un preț ok, da? Dacă te duci la Himalaya, o să ții ceea ce trebuie, într-adevăr. La fel ca și la kimono. Și dacă te duci, nu știu unde, la ce din asta de cartier, producător de cartier, proiectorie de cartier și în kimono, na, l-ai luat. Dacă te iei de la tatami, băi, aia fac, aia mănâncă, aia respiră. Da. Bine, bro! World Traveler, undeva nu mai găsim niciun World Traveler pe nicăieri. Poate la, cum se cheamă ăștia, colecționari. De ce, Vladuț, nu faci categoria, cumva? Wow, băi, foarte multe informații ne-ai spus astăzi, domnul Cristian Mastacan, cu Mastacan. Cu această ocazie vrem să-ți mulțumim pentru că ai acceptat să fii invitatul nostru și să ne încânți cu prezența ta întunecată, dar strălucitoare în același timp. Da. Băi, chiar nu mi-am dat seama să mă pregătesc înainte, adică era super frumos trans, a pus o să era frumos, fac, atunci, da. O să fac o poză mâine să trimit. De aici de balcon de la mine se vede. Hai, vino tu pe la mine, știi? Am vino tu pe la mine, vedem apus împreună. Băi, vede lumea la noi. Mai e și Roland aici. Și pe Roland nu-l putem chema, că Roland e în Cluj, n-are voie. Eu, Roland. Da, sau mergem noi la Roland să vedem apusul de acolo. Uite, asta n-am fost. Da, băi, de pe aștept. Apus la Cluj. Băi, eu n-am fost, până acum n-am fost, de pe aștept să... La noi nu apune soarele.
Ai mereu pe ce. Băi, adevărul cu preza aia ta, e normal să fie lumină tot timpul. Băi, apropo de asta, o să dăm drumul, Marius ți-a mai zis, cred că și, da, și lui Roland i-a mai zis, o să dăm drumul la un moment dat la BJJ, pe BJJ Mall, când o să ne dea voie și ăștia să umblăm liber în țară și nu o să mai fie pandemie și o să ne putem antrena. O să dăm drumul la o serie de mini-interviuri cu antrenori, cu sportivi prin țările din țară să-i promovăm. Exact ce ziceam că faceți voi și la început, cumva reușiți să uniți oamenii în hobby-ul ăsta comun, știi? Și cumva să-i promovăm pe sportivi, pentru că contează mult pentru un sportiv, chiar și începător, uite cum e Bogdan Lungureanu, cum e Alexa. Bine, Alexa are puțină notorietate și din că ea pe mine și din sportul tradițional. Și Pascu deja e mega vedetă, e cunoscut worldwide, nu mai e cazul, dar sunt sportivi la început de drum care au nevoie să fie prezent, să lumea să-i cunoască, bă, uite, să ia drept model, pentru că sunt puștani care se apucă în sală și nu știu unde să ajungă, nu știu să se ghideze după cineva, știi? Și au nevoie de un, poate de un antrenor, poate de un sportiv care a făcut chestia asta. Poate îi vine greu să facă o legătură cu Adam Varzinski, care băi, vreau să fiu ca ăla. Nu, stai un pic, stai, întâi să fiu ca Andrei Brăiescu și după care o să fiu ca Adam Varzinski. Și trebuie să încheiem acum pe bune. Da. Deja... Iar să duc de parte, Cristi. Da, trebuie să cumpărească cineva, frate. Eu v-am zis că o să dureze mult. Noi trebuie să pornim undeva pe la ora. Gata. Băi, înainte de pandemie, mai zic una. Înainte de pandemie era altă treabă. Ok, și l-am pierdut pe Cristi. Băi, înainte de pandemie era mișto, ne vedeam toți la sală. Mă rog, cu Roland vorbeam la telefon și mai râde, mai glumim, mai e nevoie. Plus că BJJ-ul e sportul ăsta, frate, care, știi, e apropierea dintre oameni. Voi l-ați chemat. Am mâncat în fund, acum eu am venit cu carbitul. E apropierea asta dintre oameni, știi? Simți nevoia să comunici, mai ales că e vorba de hobby-ul tău, știi? Când e vorba de ceea ce faci, de lifestyle-ul. La Cristi, da. Cum zici tu, Cristi? Și Cristi, și pentru că noi nu mai avem întrebări pentru tine, îți mulțumim că ai fost alături de noi. Ai fost un invitat exemplar, îți mulțumim încă o dată. Mersi și eu de invitație. Băi, încă o dată faceți treabă super bună, continuați cu chestia asta. Probabil într-un an și jumătate o să primiți și voi contractul de la Spotify. Dragilor, vă mulțumim că ne urmăriți în fiecare vineri seară. O să spun același lucru și pentru Cristi, că dacă iar îi dau cuvântul, începe să... Like, share și subscribe, nu uitați. Mulțumim, da. Mulțumim mult de tot. Roland, mersi, frate. Mersi și eu. Mersi că ne-ați urmărit. Vă doresc o seară minunată și un weekend and frumos time. Și ne vedem next time. Ciao, ciao. And live, please.